Iată-ne astăzi la a doua ediție. Continuăm materialul cu Damian Anfile și vedem cum petreceau bucureștenii. Ne aflăm de această dată într-o altă locație. Ne aflăm în restaurantul Zexe. Am schimbat puțin locația. Și să-i dăm drumul, zic. Ai încă un restaurant cu ștaif. De data asta nu este de tradiție. Nu exista Zexe înainte de... Nici înainte de 90 nu exista. Însă, de data aceasta, este o operă de familie, să-i spunem. Este un restaurant pe care patronii l-au dorit să reproducă o veche zahana. Așa îi se spune, după cum se vede și pe meniu, zahana gastronomică. E unul dintre rarele meniuri care mai reproduc vechi feluri de mâncare românești, după cum se vede și decorul. Este un arhaizant. E o performanță în sine să mai poți rezista pe piața de astăzi din România, când majoritatea meniurilor de la restaurante sunt uniformizate deja. Adică ai de-a face mare parte cu o bucătărie internațională și alături niște feluri clasice românești, dar ferita sfântul să mai găsești și variațiuni la temă. Pentru lucrul ăsta am zis că merită să vorbim de vechile cârciumi și vechile distracții ale bucureștenilor într-un asemenea cadru. Dacă mi-aduc eu bine aminte, rămăsesem undeva pe la pași 8 cu expunerea, da. Adică terminasem cu modelul hanurilor, care expiră economic momentul acela. Bine, mai supraviețuiesc câteva și ajungem la perioada de tranziție către tiparul clasic de local. Acum să facem o precizare, în primul rând. Termenul clasic de restaurant are o etimologie foarte interesantă, iar o etimologie biblică. Se leagă de versetul din Evanghelia după Matei, că Hristos spune: veniți la mine toți cei osteniți și împovărați cu inima și eu voi odihni pe voi. A odihni în limba latină este restauro. Și de aici vine restaurant. Pentru că inițial au fost localuri, a fost un local pentru oameni mai lipsiți de posibilități materiale prin Franța, care s-a chemat pentru prima oară restaurant, că e din limba franceză. Și de acolo a plecat între conceptul. Abia atunci vorbim de un local specializat exclusiv pentru servirea mâncărurilor și respectiva băuturilor, bineînțeles. Până atunci, cum am văzut în cazul hanurilor, conceptul era ceva mai amestecat. Adică aveai și cazare, era și spațiu lucrativ, spațiu de locuit. Lucrurile erau la comun, să spunem așa. În cazul spațiului românesc, nu trecem direct la noțiunea de restaurant, ci așa cum vorbeam încă din perioada fanariotă, apare o formă intermediară, când nu mai vorbim de găzduire, ci doar de spațiu unde să se poată desfășura, să spunem, anumite distracții și totodată să există o tratație, fie că vorbim de tratație adusă de oamenii care soseau acolo, fie de tratație asigurată, să spunem, la botucalului. Și între grădinile astea am menționat parcă Belu data trecută, ca fiind așa numele cel mai sonor și totodată contrastul cel mai uimitor între ce este astăzi și ce a fost acum peste 150 de ani. Dar la capitolul ăsta, Bucureștiul, care a fost o mare grădină până la începutul secolului 20, abunda în spații potrivite pentru asemenea activități. Să spunem întâi care ar fi fost cele mai mari grădini. Una dintre cele mai mari, mi se pare că am menționat-o, dar nu strică să reluăm puțin subiectul, era o grădină care purta un nume destul de ambigu. Nu se știe dacă ne referim la o persoană sau ne referim la un nume generic cum e Cismigiu, pentru că îi corespunde Cismigiului pe malul opus al Dâmboviței. Este vorba de Geafer, vestitul Geafer, în zona de vest a Bucureștiului. Zonă destul de amplă, unde se puteau desfășura astfel de picnicuri ad hoc, să le spunem, unde cu siguranță existau mese și se putea servi și existau cel mai adesea și tarafuri lăutărești. Despre începuturile muzicii lăutărești, la fel, cred că am amintit în filmarea trecută. Dar acum să vorbim despre evoluție. Adică dacă la început avem, bineînțeles, formații din lăutari cu instrumente tradiționale pentru spațiul românesc, treptat în secolul XIX se suportă o grecizare, dar grecizarea este ușoară în domeniul ăsta, mai ales pe la elite se căuta muzica grecească pentru că poporul oricum nu o pricepea. Adică să-i fi cântat poporului vreo romanță în grecește ar fi fost echivalent cu cântatul la pereți, pentru că nu s-ar fi înțeles ce se spune și atunci ei au rămas în mare parte, majoritatea locuitorilor au rămas în mare parte fideli formelor tradiționale de muzică. În schimb,
progresul muzicii grecești, muzica psaltică care se păstrează până astăzi în mediul bisericesc, este muzică, bun, la origine orientală, dar e de inspirație bizantină și la începutul secolului XIX, la Constantinopol, are loc un eveniment care influențează puternic mediul muzical. Este vorba de reforma hrisantică. Este vorba de un mitropolit grec, Hrisan de Maditos, care simplifică toată sistema de cântat a muzicii psaltice. Muzica psaltică nu se conduce după portativ cu note, ci are o serie de semne urcătoare, coborătoare, temporale și altele care se cheamă neume și care au nevoie să fie interpretate. Și atunci interpretarea asta devine foarte complexă, se simplifică la începutul secolului XIX și printre primii propagatori ai reformei ajung și la noi, Petru Efesiu, care deschide școala la București, am vorbit de ea în centru vechi, la Biserica Sfântul Nicolae Șelari, unde învață mai mulți cântăreți, e drept la origine bisericești ai vremii, că și Anton Pan a fost întreaga lui viață, dascăl de biserică, a cântat la biserica cu sfinți, perioadă lungă, dar tot acest Anton Pan, cât și alți colegi de-ai lui, cum ar fi Costache Chiosea sau Panaiote Ghiurliu, sunt oameni și de petrecere, le place să petreacă și ilustrează foarte bine tranziția de la modul ăsta de a petrece oriental către un mod, să spunem, mai apusean de a petrece, dar ei încă sunt purtători de fes, cei care fumează ca turcii, spre deosebire de turci, sau mă rog, spre deosebire de unii turci, de fapt, că și turcii erau cunoscuți, asta cred că am uitat să spunem în discuția anterioară, că turcii veniți la București mai uitau un pic de opreliștile legii islamice și în acele cești de cafea mai strecurau și alte licori, că doar nu fi ajuns ochiul lui Allah să se uite până în fundul cafenelei beilicului, dar minte până în ceașca din care bea cinstitul musulman. Oamenii ăștia, în schimb, au doar influență orientală, nu sunt musulmani, bineînțeles, așa că vinul ghiurghiuliu curge fără niciun fel de opreliște și se lasă astfel cu niște chefuri de pomină, inclusiv în această grădină a Giaferului, unde adesea și sub inspirația bahică, dar în primul rând vorbind de talentul unor asemenea oameni, se lasă cu compoziția ad hoc de multe ori, cu unele dintre romanțele cele mai gustate pe la jumătatea secolului, cum ar fi De-ai ști sufletelul meu, Leliță, Săftiță și altele, cântate ad hoc de către participanți. De altfel, lui Anton Pan îi datorăm muzica pentru imnul național. Din sânul Maicii mele este compoziția lui și astfel se pot duce chefuri nopți întregi. Bineînțeles, ca să stai o noapte întreagă, mai ai nevoie și de ceva nutrienți și atunci exact asta ilustrează foarte bine caracterul ăsta relativ ambigu al grădinilor de vară, că nu ai o servire sau cel puțin ai o servire constantă, pentru că un ucenic, să spunem, ai grupei lui Anton Pan, că este mai tânăr cu o generație, Nicolae Filimon, autorul romanului Ciocoii vechi și noi, oferă o probă de măiestrie gastronomică, de fapt, pe care de fapt o descrie și în romanul cu pricina, de miel haiducesc frit la groapă, o celebră rețetă barbară care presupune evident săparea unei gropi, care de regulă ori se așterne direct cu jarul, se mai pun și niște lespezi pe acolo. Oaia, este mielul de fapt, este transformat în friptură după o metodă așa, care sună o metodă mongolă. Un fel de proțap? Nu, e nici asta? Pe departe, pentru că chiar se bagă în pământ. Ah, chiar se bagă? Da, da, da. E un soi de holocaust acolo. De hipocaust, atunci înțeleg cuvântul barbar la atribuit. Și este gătită în propria ei blană. Blana se unge cu argilă pe exterior ca să formeze un soi de crustă. Da, da, da. Și înăuntru se vâră animalul cu pricina, care are la rândul în abdomen cusut propriile măruntaie, care sunt transformate într-un drop. Deci e un soi de Kinder Surprise de la grătar. Așa, și ceea ce arată cumva momentul de coacere al preparatului, potrivit tradiției, n-am văzut vreodată pe viu lucrul ăsta, în momentul când e gata, pentru că e cusută, dă o bubuitură care răzbește afară. Am înțeles. Și în momentul ăla se știe că este gata și un astfel de ospăț pantagruelic e descris de Nicolae Filimon, dar se pare că nu doar descris, pentru că îl și pune în practică, cum dă mărturie ulterior, mi se pare că Ion Ghica, în celebrele lui scrisori, când observă exact transformările astea sociale prin vechiul București, descrie pe dascălul Filimon, un om care ilustrează și mai pregnant tranziția, pentru că e dascăl de biserică, dar e și cântăreț la filarmonică, e mare petrecăreț, dar e și funcționar la minister, cântă și la instrument, adică e un amestec de toate, dar este un om masiv, foarte corpolent, care se vede clar că îi place viața și pe tema asta, din păcate, se și duce destul de repede de pe lumea asta.
dar altfel un mare amator de mâncăruri și care știa fel de fel de rețete inedite, iarăși greu întâlnite astăzi, între altele se mai enumera ciorba de ștucă cu zeamă de varză, care iară pare să fi fost o delicatesă, că am pomenit de felurile astea de mâncare. Dacă tot am vorbit de astea două mâncăruri, e interesant de spus lucrul ăsta și care e moștenirea gastronomică românească, că noi am acoperit-o numai pe cea turcească în discuția trecută. În cazul Bucureștiului și al țării românești, e clar că influențele sunt predominant balcanice. Doar în secolul XIX, odată ce devine mai permeabilă toată această lume, încep să ne vină influențe și din alte medii. O a doua influență precumpănitoare este influența răsăriteană, respectiv influența rusă. Bucătăria rusească a lăsat clar urme în bucătăria românească, chiar dacă în spațiul valah, de exemplu, există eterna confuzie între ceea ce înseamnă borș în bucătăria rusă, respectiv supa în sine, și ceea ce înseamnă borș balcanic, respectiv fermentul acela de tărâțe care este folosit la acritul diferitelor mâncăruri. Mai avem fel de fel de fierturi care se aduc cumva înspre spațiul rusesc. Se pare că și piftiile, deși iarăși putem să presupunem exact ca în cazul pârjoalelor și al chiftelelor, că se găseau și pe aici, nu mai au fost preluate, să spunem, de pe filiera slavă. Și mai târziu e drept, dar tot în secolul XIX, începe să se producă și infuzia de influență germanică, deci din spațiul vest-european, influență care vine evident prin intermediul românilor transilvăneni, care călătoresc din ce în ce mai des pe aici, fie că vorbim de zona Banatului cu unele influențe sârbești, pleșcavița, de exemplu, e o treabă care a rămas până astăzi, friptura aia de vită tocată, amestecată cu ceapă, seamănă cu umplutura unui hamburger, nu vreau să jignesc vreun gust, dar servită fără chiflă. Influența transilvaneană propriu-zisă și mergând până prin cârciumile vieneze, de unde preluăm celebru șnițel, la desertul celebru strudel, dar și altele. Și pe lângă astea, pentru că este perioada când începem să emulăm puternic cultura franțuzească, bineînțeles că nu ratăm nici în planul culinar influențele franțuzești și e un moment oportun, pentru că este momentul în care în Franța, dacă e de exemplu să cităm o lucrare cum ar fi Filozofia gurmandă, îmi scap autorul acum, e un filozof francez, este momentul când se manifestă marii bucătari, marii creatori, dintre care unul a intrat cu nume de prăjitură, Brillat Savarin, inventatorul savarine, dar nu numai, Escoffier și alții dau celebrele lor rețete care cumva pun bazele bucătăriei clasice actuale și tot acum se diferențiază, să spunem, maniere de servire. Adică dacă mai înainte servirea era cea de la mesele boierești, pe care am spus-o, cu nesfârșitul șir de talgere și de tipsi, cu fel de fel de mâncăruri care erau lăsate pe masă, acum, odată cu apariția restaurantului și a corespondentului lui mai rapid, bufetul, începe să se diferențieze între modul de servire à la française. À la française este modul de servire tip bufet. Adică toate felurile spuse de la bun început. Bufetul suedez se referă la faptul că poți să-ți iei cât dorești. Dar tipul de servire la francez și primul bufet pleacă din Franța în sensul de etalare de la bun început a tuturor felurilor de mâncare, fiecare fiind liber să-și pună în ce ordine dorește și, bineînțeles, și în ce cantitate dorește. Așa se servea inclusiv la curtea de la Versailles. Deci puteai să începi cu ecleruri liniștit, eclere după nou plural al Academiei, că nu te întreba nimeni de sănătate dacă ăsta ți era gustul. Bun, tot francezii, dar cumva e o interferență ruso-franceză, inventează și conceptul de bistro, o să vedem imediat ce relevanță are. Bistră în rusă înseamnă repede. Pentru că ocupanții ruși de la Paris, după înfrângerea lui Napoleon, mai grăbeau pe cei care ofereau mâncare în capitala franceză, de bistră, bistră, hai mai repede că mi-e foame. De acolo și acolo apare conceptul de bistro. E dublat felul ăsta de a servi toate alimentele deodată de exact stilul à la rus. Stilul à la rus este stilul cu care probabil am fost învățați toți pe la mama sau pe la bunica pe acasă, respectiv că vine felul 1, vine un aperitiv, probabil felul 1, felul 2 și desertul. Adică este o ordine de servire a mâncărurilor, e bine și tiparele astea ajung
în principatele române, odată cu, pe de-o parte, ocupațiile ruse, militare, ajungând la apogeu în perioada regulamentelor organice sub generalul Kiselev, și, de partea cealaltă, influența franceză, pe care mulți istorici o consideră o remarcabilă colonizare culturală. Deci noi n-am fost vreodată ocupați militari, nici măcar de către Napoleon, de trupe franceze, dar ne-am lăsat colonizați de bună voie în plan cultural și lucrul ăsta s-a resimțit, bineînțeles, și în gastronomie, dar nu numai. Probabil cel mai fin observator la capitolul transformărilor survenite în perioada asta de la aproximativ jumătatea secolului XIX este un francez care a ales să se stabilească în România și care a îndrăgit sincer atât țările române, cât și mai ales Bucureștiul. Ulisse de Marsiac este numele lui, ne lasă și un volum destul de generos de memorii, pornind de la șocul pe care îl suferă la momentul sosirii în zona Valahiei, cu drumurile prăfoase, cu droșca care îl duce hurducându-l pe toate hârtoapele posibile, cu haite de câini văzute pe drumuri, unele peisaje din păcate par destul de actuale. Așa, și ajungând într-un București prăfos, unde, de exemplu, feldmareșalul von Moltke, marele feldmareșal prusac de mai târziu, este pur și simplu oripilat că n-ai unde să găsești condiții decente de cazare, pentru că încă sunt hanurile la putere, să zicem, și nu găsești un hotel de Doamne ajută. Ulisse de Marsiac e adevărat, cu un ton aproape universal încurajator. Deci este clar un tip subiectiv și un tip filoromân. Dar din când s-a stabilit aici, a fost și profesor la Sfântul Sava, de altfel. Observă toate transformările astea în bine ale societății românești. Și Ulisse de Marsiac locuiește în perioada șederii sale bucureștene exact în buricul târgului, sau mă rog, în nou buric al târgului, că odată ce pleacă turcii, centrul de greutate al Bucureștiului se mută dinspre podul Beilicului, dinspre calea Șerban-Vodă, pe deja existentul, dar abia acum ajunge buricul țării, podul Mogoșoaie, viitoarea calea Victoriei de la 1878, Ulisse de Marsiac se mută în clădirea ziarului L'Independance Rumen. Deci ne aflăm în zona pasajului Victoria. A fost o pasaj imobiliară pe care l-am surprins într-unul dintre tururi. Acolo, în latura de miază noapte a vechii curs domnești din perioada fanariotă și prima domnie pământeană, locuiește acest autor francez, care astfel surprinde prin proprii ochi, că se petrec lângă el, cele mai interesante transformări atât gastronomice, cât și vestimentare, cât și de moravuri din capitala valahă încă pe timpul vieții sale, respectiv clădirea chiar lipită de sala Bossel, de locul unde locuia Ulisse de Marsiac, devine cu timpul unul dintre cele mai renumite hoteluri, respectiv restaurante din București, celebrul hotel Hug de altă dată. Clădirea se păstrează până astăzi, este vis-a-vis de actualul nou hotel, este hotelul Continental, cred că se numește acum, clădirea lipită de el este clădirea Hug. Continental se numea Broft și cea lipită de el se numea hotel Hug, unde sosește un bucătar foarte renumit, pentru că îi gătise italianului Gambetta mai înainte, și unde se mâncau probabil cele mai scumpe mese din tot Bucureștiul vremea acelea, dar se spune totodată că și printre cele mai bune, fiind unul dintre primii bucătari de școală franțuzească, ajunși în București sau ajunși cel puțin să deservească publicul, pentru că se pare că la curtea lui Brâncoveanu exista deja un bucătar francez, dar el era rezervat exclusiv mărimilor. Bun, acum, chit că de data asta serviciul este public, cam tot mărimile au acces la asemenea delicatese, pentru că prețul este prohibitiv pentru unii de clasă mijlocie, nemai vorbind de talpa țării. Dar acolo începe cumva să se propage bucătăria franțuzească. Acum, eu nu sunt expert în gastronomie, dar ceea ce individualizează bucătăria franțuzească față de cea de inspirație orientală care se găsește prin spațiul românesc, adică dacă la turci sau la ruși vorbim de posibilități să fie existat felurile alea de mâncare într-o formă sau alta și înainte de contactul cultural propriu-zis, la francezi importul este cu totul nou și în primul rând impresionează papilele, cel puțin, faptul că bucătăria franțuzească vine cu celebrul ei selecție de 5 sosuri de bază pe care se lucrează în general majoritatea felurilor de mâncare. Rămâne sosul bechamel, care e cunoscut până astăzi, sosul spaniol, mai avem sosul olandez, sosul de tomate și încă un sos, în momentul ăsta am un lapsus și nu mai știu cum se numește. Ele sunt foarte
clar enumerate, așa, și ni se face o istorie foarte lămurită, în cartea doamnei Aurora Nicolau, mai bine cunoscută drept jupănița Chiara Calița de la Locanta Jariștea, Tainica inima Bucureștilor, poveștile Jariștei, unde ni se dă și cu imagini gama asta de sosuri, care servesc de bază pentru majoritatea mâncărurilor franceze. Și bun, pe lângă felurile semnătură, să zicem, ale gastronomiei franceze, foie gras, de exemplu, preferința destul de accentuată pentru folosirea untului, spre o deosebire de grăsimile de proveniență animală, tot așa încântarea, să spunem, pentru peștere de apă sărată, pentru francezi, a rămas, din câte știu eu, până astăzi, un mic sacrilegiu faptul că la români se preferă peștere de apă dulce. Bun, se preferă, bineînțeles, din niște condiții geografice, că mai ales în secolul XIX nu aveam deloc acces la mare, ce pește de apă sărată primeam era în mare parte pește de Țarigrad, adică de Constantinopol, de acolo ne mai veneau importurile de pește, și ăsta de apă dulce, în schimb, fiind extrem de abundent în zona bălților și a râurilor din Valahia, era evident un pește îndelung consumat. Acum frumos punctează Păstorel Teodoreanu că dacă noi nu avem langustine și homari în spațiul ăsta, în schimb avem ceva ce francezii, cel puțin în mod natural, nu au, respectiv... Raci? Aia se găsește și pe acolo, și să spunem că pentru cunoscători crustaceele de apă sărată depășesc, sunt mult superioare crustaceilor de apă dulce, cum este racul, adică crabul sau homarul sunt considerate niște feluri superioare. Nu, dar avem altceva. Tehnicii sunt tot de apă sărată, dar urcă pe Dunăre să se reproducă. Sturionii. Și implicit avem icre negre. Eu am întâlnit acum și niște opinii care spun altcumva. Eu, din câte învățasem, ei sunt endemici exclusiv Mării Negre și Mării Caspice. Drept urmare, numai în arealul ăsta se găsesc natural, bineînțeles, prin piscicultură, acum s-au răspândit pe întreg globul, dar astea existau în schimb la români. Cumva tipologia culturală le-a asociat aproape exclusiv mediului rusesc. Se pare că erau folosite și apreciate în gastronomia românească mai înainte să ne întrepătrundem noi cu rușii. Acum, din câte am citit eu, cum dovezi, nu există, nu sunt menționați, sau eu nu i-am întâlnit în gastronomia românească veche, dar clar se găseau pe aici. Este foarte apreciat caviarul și de bucătăria franțuzească. Bine, aici nu mai vorbim de o rețetă, pentru că în principiu este sacrilegiu să le faci ceva icrelor ăstora. Numai un barbar s-ar putea gândi să le făcăluiască cum făcăluiești icrele de crab sau de ștucă. Și ele se servesc cel mai adesea reci pe gheață. Există într-adevăr o influență rusească pe care am prelat-o noi, mai ales în cazul meniurilor casei regale, dar o să ajungem acolo, când sunt servite cu blinii. Blinii sunt acele preparate de patiserie, să le spunem, de pâinici rusești, asemănătoare clătitelor, doar că nu sunt, cum ar arăta crep, tot influență franțuzească de altfel românesc, adică nu sunt plate, sunt mai degrabă ca textura asemănătoare clătitelor americane, pentru că sunt pufoase și sunt dintr-un amestec de făină de hrișcă cu făină de grâu. Ceea ce dă o altă textură. Există într-adevăr în Franța niște clătite bretone care ar aduce cumva în compoziție cu blinii, și se pare că este singura manieră de alterare a gustului inițial de caviar care este acceptată. Adică icre negre cu blinii, o treabă care a prins și a prins pe bună dreptate. N-am avut ocazia, dar pentru cine vrea să știe că există și opțiunea asta. Și se produce acest întreg amestec între bucătăria franțuzească, care prinde mai ales în rândul elitelor, și bucătăria neaușă, și atunci rezultă într-adevăr niște localuri de elită, ele sunt concentrate în perioada secolului XIX, aproape majoritar pe Calea Victoriei. Adică dacă până acum am mers cronologic, acum vom merge ierarhic și începem de sus în jos. Deci se face trecerea de la hanul, unde fiecare își prepara singur, la conceptul de a fi servit. Am zis, și la hanuri exista o formă de servire, ajungându-se, bineînțeles, până la hangiță, care servea, și dacă era și în urlie, ajuta și la marketing, să spunem așa. Are Ion Luca Caragiale o novelă la hanului Mânjoală, un han, se pare real, care a existat în nordul Cismigiului de astăzi.
unde el istorisește un amantlâc dintre client, care ar trebui să fie un alter ego al lui, și hangița foarte chipeșă, însurată, măritată cu un hangiu ceva mai în vârstă, care, mai lipsind prin beci ca să aducă vinul, dădea loc de anumite ochiade sau chiar atingeri. Așadar, exista și atunci o formă de servire, dar era într-un regim mai familial, să spunem. O să vedem în cazul cârciumilor propriu-zise, adică în cazul localelor centrate pe băuturi, că această formă de servire se menține, dar în schimb la localurile centrale, dar începe să primeze servirea în termen pe care deja îi putem considera familiar și celor de astăzi, adică cu chelneri, cu somelier la un moment dat, cu piccolo, cu băiat angajat pentru curățenie, începe să semene a servire clasică. Și printre primii bucătari care preparau mâncărurile de atunci au fost francezii? Sunt bucătari de origine străină, asta e sigur. Că sunt italieni, că sunt francezi, că sunt germani, dar germanii vin cumva cu o altă formă de influență, au altă bucătărie. Majoritatea finilor cunoscători plasează bucătăria germană într-un raport de netă inferioritate față de bucătăria franțuzească. Acum, în definitiv, la capitolul gastronomic e o treabă de gust, mai mult decât orice, dar pentru la bon bouche, pentru gourmet, nu prea poți să găsești așa delectărie cum găsești în bucătăria franțuzească în vreo altă bucătărie. Și da, principalii bucătari la vremea aia sunt străini. Abia spre sfârșitul secolului începe să se facă și la noi școală serioasă, bineînțeles că se merge cam mai în toate domeniile, în străinătate să se facă studiile și după aceea revin în țară. Și ușor, ușor de acolo se formează o tradiție, dar din câte am citit eu, abia prin interbelic se creează o școală de gastronomie românească propriu-zis, adică deja apar profesori și elevi școliți în România. Deci până atunci se serveau doar rețete străine, înțeleg. La restaurantele de vârf da. Exista și o zicală în epocă că nu poți să servești sau că n-ar fi recomandat să comanzi cuie de crevis la leu și cârnatu, cum nu e recomandat să comanzi mititei la capșa. Adică e o treabă care, dacă mă întrebați pe mine, ar rămâne de bun simț până astăzi. Că nu te duci la un local cu specific de grătar să ceri fructe de mare, cum... În general, da, grătarul cu mici, cum a fost din păcate un episod acum niște ani de zile într-un hotel de lux al capitalei, nu e cea mai bună mișcare într-un spațiu elitist, să-i spunem. Asta ține de maniere și cu treptat și românii sunt nevoiți mai mult sau mai puțin să se adapteze noilor maniere de masă pe măsură ce se modifică maniera de servire și de ospitalitate. Apar și primele, odată cu primele cărți de bucate, încep să apară, cel puțin clandestin întâi, dar la un moment dat sunt strecurate ca sfaturi printre rețete, pentru că o carte de bucate nu e obligatoriu strict un rețetar, ci poate să cuprindă mai multe remarci și mici și sfaturi privind manierele la masă, lucruri pe care mulți le moștenim până astăzi. Din perioada aia originează, de exemplu, vechea practică nu se țin vreodată coatele pe masă, ci tot timpul este bine să fie susținute pe antebrațe atunci când se mănâncă, cel puțin. Noi aici avem o discuție, adică putem să considerăm masa birou. Așa, vis-a-vis de cum se așează tacâmurile și cum se folosesc, cu o excepție, bineînțeles, pentru cei care sunt stângaci, vis-a-vis de cum se poartă șervetul la masă, că de regulă nu e indicat să ți-l pui sub formă de babețică, ci e bine să-l așezi pe picioare, vis-a-vis de maniera în care mănânci, că este, de exemplu, un sacrilegiu să, având gura încă plină, să și bei din pahar, este, bineînțeles, neconceput pentru un om civilizat să vorbească cu gura plină. În principiu, ar fi bine ca majoritatea alimentelor să fie consumate cu ajutorul tacâmurilor, cu câteva excepții. Cred că am menționat chestia asta data trecută. Da. Așa, ce mai putea să spunem vis-a-vis de tot așa felul în care să aștepți să fii servit și să nu te întinzi tu peste toată masa ca să-ți iei ceva. În momentul când, de exemplu, dacă există o gazdă și se desfășoară masa într-un cadru mai privat, în momentul când s-a ridicat gazda, este normal să te ridici și tu, dar o să ajungem și la spațiul ăsta.
toate transformările astea se produc în secolul XIX cu stângăciile aferente noului. În momentul în care totul e nou, unii înțeleg să le adopte cumva în stilul lor. Acum, e un lucru destul de bine știu de majoritatea că, să spunem că centrul industriei restaurantelor bucureștene a fost și a rămas vreme îndelungată Capșa. Capșa pe care nu o să facem foarte mult istoricul localului propriu-zis, pentru că mai ales l-am făcut în turul de pe Calea Victoriei, dar e un foarte bun exemplu pentru ceea ce spuneam eu, cei școliți în afară care vin cu noua gastronomie în țară. Grigore Capșa, unul, fratele mai mic al lui Vasile și Anton Capșa, fondatorii casei, este cel școlit la Paris, la Casa Boisier, casă de cofetari și de patiseri, dar omul se familiarizează cu întreaga industria restaurantelor pariziene și care, întors în țară, lăsând la o parte preparatele culinare propriu-zise pe care le introduce în premieră sau printre primii, mai ales în domeniul cofetăriei, aduce o întreagă manieră de servire. Capșa sunt printre primii care înțeleg, de exemplu, importanța unei fețe de masă curate, a unor tacâmuri mai acătării, importanța a ceea ce vedem că se păstrează la geam, deși într-o formă destul de mare, a servirii de piper proaspăt din râșniță, ceea ce iară se păstrează până astăzi la restaurantele de elită, că nu păstrezi ceea ce păstorul Tudoranu numește în formă de scrum, de țigară în solnița respectivă, ci oferi clientului piper proaspăt. Importanța, de exemplu, a servirii unor garnituri de calitate până în interbelic. Domina problema asta în București, de exemplu, de a găsi cartofi fie omorâți în tigaie, fie jumătate cruzi, de a nu găsi un orez legat de Doamne ajută vis-a-vis de treaba asta, o altă mâncare turcească de care n-am pomenit data trecută, pilaful, se remarcă prin faptul că boabele aproape să nu se lipească între ele, nici de cum să fie cleioase, cum se mai întâmplă până astăzi și la unele localuri, când ai norocul să întorci farfuria și pilaful e tot acolo. Toate lucrurile astea se dobândesc din timp, dar în general capătă faimă prin a doua jumătate a secolului localurile care au bucătari buni, dar mai ales sunt rarități localurile cu servire bună, în care maître d'hôtel, cum poartă denumirea până în perioada interbelică, deci responsabilul de sală și de restaurant, știe să organizeze lucrurile, știe ca totul să fie pregătit și clienții să fie mulțumiți indiferent de cerințe. Asta cere și o cunoaștere a tipologiei umane, pentru că unele erau gusturile boierilor și alte erau gusturile celor din clasa medie. Capșa a făcut o triere la capitolul ăsta. Chelnerii ei, inițial de naționalitate franceză, ulterior români școliți în Franța, erau instruiți să îndepărteze discret pe oricine nu ar fi corespuns publicului, să spunem, care era obișnuit Capșei. Ți se spunea discret, chiar dacă aveai bani să-ți plătești consumația, că e bine să te duci la local, tocmai ca să nu deranjezi prin stângăciile tale pe obișniții localului, între obișniții localului, numărându-se, bineînțeles, toată boierimea, oamenii de afaceri. Exista o masă, de exemplu, aproape permanent învăluită în fum de havană a finanțiștilor, fie foști directori de bancă, finanțatori de fel de fel, care de regulă făceau predicțiile economice. Masa e drept mai zgomotoasă, dar necesară și nu doar în cazul Capșei, asta a fost una dintre primele forme de marketing, a scriitorilor și artiștilor. În principiu, chiar dacă în cazul celor din urmă nu aveai tot timpul o situație financiară înfloritoare sau chiar din potrivă, se pare că cei cu situație materială bună erau procentaj redus, îi doreai în incinta localului pentru că ți asigura o faimă prin această masă de literați, mai ales că în climatul Capșei, climat de cafenea la origini, pentru că la origini, bun, Capșa e cofetărie în primul rând, dar după aceea devine cafenea și restaurant, se stătea acolo de multe ori mai mult decât se stătea acasă. Adică exista cu totul și cu totul altă atmosferă de convivialitate în spațiul secolului al XIX, cel puțin din punctul ăsta de vedere, adică nu vorbim de o nostalgie, de o dorință de asta retrogradă să întoarcă ce a fost, dar la capitolul manieră de a înțelege industria ospitalității, probabil că atunci am fost noi mai civilizați ca oricând, până în perioada interbelică respectiv, când se înțelegea exact asta, atmosfera de cafenea,
a rămas celebru cazul în secolul 20 deja, al matematicianului Ion Barbu, Dan Barbilian, de fapt, pe numele său adevărat, scriitor și traducător din Shakespeare, care aproape că era nelipsit de la cap și avea aceeași masă și uneori se întâmpla să facă scandal, să plece trântind ușa și lăsând și o mențiune în contica de reclamație, că pentru câți bani plătește el pentru cafea, care pentru el este un stimulent necesar, un viciu necesar ca să poată să creeze, îi se pare cu totul nejustificată suma pentru zeama aia neagră cu pretenții de cafea care îi se servește. Bineînțeles, era un tip temperamental, pentru că altfel capșa își menține faima și în perioada comunistă, o să vă vorbim și de lipsurile care au caracterizat industria localurilor în perioada comunistă. Ba, dacă este să ne luăm după mărturia domnului Dan Silviu Boierescu, și în perioada târzie a comunismului și în anii 90, încă se putea servi la capșa o masă cum nu se prea mai găsea în restul orașului. Deci peste un secol de tradiție în a fi cei mai buni pe piața românească și asta, bineînțeles, că dădea odată bucătarul, se păstrează și inclusiv forma în care au fost tipărite, fiind în sine o operă de artă, numeroase meniuri de la capșa, felurile de mâncare enumerate acolo și maniera în care se serveau sunt de un rafinament incontestabil. Asta pentru că pe lângă clientela respectivă a capșei au avut și șansa de a deveni destul de devreme furnizorii casei regale și atunci de foarte multe ori erau rugați să asigure bufetul la fel de fel de evenimente organizate de Casa Regală, de marile personalități politice ale epocii. Bineînțeles că, pe de-o parte, îți sporea prestigiul, dar pe de altă parte erai absolut obligat să fii cel mai bun din industrie ca să poți participa la așa ceva. Tot Grigore Capșa este cel care a înțeles printre primii ce importanță are, pe lângă o bucătărie bună, să dispui și de o pivniță bună. Dacă la hanuri necesitatea pivnițelor este mai degrabă de scop economic, ca să ai unde depozita, în cazul localurilor de lux, dar nu numai, mergând până la cârciumile din mahalale, pivnița este o treabă absolut necesară, pentru că altfel nu ai cum să-ți păstrezi băuturile și nu poți să asiguri băuturi de calitate. Aici o să facem iar o trecere, dacă am vorbit așa pe scurt de mâncăruri. Sigur, am vorbit de începuturile vinului în țara românească, am spus că este o băutură care s-a găsit aproape din totdeauna în perioada istorică, cel puțin vorbind. Bineînțeles că a fost dublată de varianta ei distilată, că îi spui rachiu, că îi spui țuică. În principiu, ceea ce sare de 30 și ceva de grade nu mai e țuică, e rachiu. Sau ceea ce ar spune ardelenii, febra aia care se cheamă la voi țuică, că nici de febră nu-i bună. Așa. Și avem în perioada antică menționate și berea și miedul, dar astea suferă un recul istoric în perioada veche. Respectiv, până în secolul XIX, consumul este eminamente unul de vin. Acum, vinul este o băutură destul de pretențioasă, adică pe cât de simplă ar părea la o primă privire producerea de vin, sunt atâtea variabile care influențează procesul. Acum, în ceea ce privește industria asta a ospitalității, nu ne interesează culesul și modul de procesare propriu-zis, ci modul de păstrare. Păstorul Tudoran are o sintagmă foarte simplă: vinul se învechește în butoi și se păstrează în sticlă. Deci maturarea vinului se realizează în butoi. Dacă este prost din butoi, sticla nu mai are nimic ce să-i facă. În schimb, un vin bun păstrat corespunzător după aceea în sticle, de regulă puse în lădițe cu nisip. Îi păstrează temperatura, probabil, rece. Rămâne un vin bun ani de zile. Oricum, păstorele era siderat de ceea ce, de fapt, se menține până astăzi. Odată, gustul românului pentru vinișorul roze, ușor dulceag, la origini, acum iară nu vreau să ofensez vreun gust, dar nu există vin roze la origini. Nu există strugul roze. În general, la origini, vinul ăsta roze a fost vin de second press, cum îi spun francezii. Da, a doua tescuire. De acolo și la această culoare. Pentru că era mai diluat, să spunem. Și totodată faptul că în mintea românului nu există clar conceptul de învechire a vinului. Adică pentru un român vin vechi e vinul de un an, ceea ce este exclus în ochii lui Păstorel. Bun, acum să scoatem și noi din discuție, iarăși nu sunt nici o enolog de profesie, dar din ce am citit, vinuri de 100 de ani sunt remarcabile ca etichetă. Faptul că e un vin de pe vremea străbunicii. Altfel, orice proprietate ar avea solul de struguri își atinge de plinul potențial în 10, 20, hai 30 de ani. Dar nu mai mult de atât. Mai departe,
ceea ce spun mai mulți, e de fapt un lent declin, putând să ajungi cu băuturile cele mai vechi până la un stadiu apropiat cu marmelada, pentru că se evaporă treptat. Ei bine, dacă să ai procesul ăsta de învechire, îți trebuie pivniță. Și ai două variante ca deținător de locantă, fie că e de lux, fie că e mai modestă. Ori îl cumperi gata învechit, dar simți la buzunar, ori ai propria pivniță și îl învechești acolo. O mare problemă cu Bucureștiul, că despre el vorbim în primul rând, pânza de apă freatică este foarte sus. Și drept urmare, în multe locuri risci să te trezești cu butoiul plutind, dar cu lichidul pe afară. Ceea ce evident că naște niște probleme. În afară de niște zone geografic mai ridicate, vechile coline ale Bucureștiului, dealul de la Radu Vodă, al Mitropoliei, fostul deal al Spirii și altele, zona nu prea e propice pentru construirea de pivniți și atunci, pe de-o parte, unele localuri nu își permiteau să aibă pivniți și atunci serveau numai băutura vărsată. Pe de altă parte, unele localuri aveau pivniță, dar acolo se crea înghesuială, ceea ce iar îl oripilează pe păstorel, pentru că aveai lângă butoiul cu vin, butoiul cu varză și putineiul cu brânză. Și iar recunoscătorii spun lucrul ăsta, ca să ai un vin de calitate, cât timp el se maturează în butoi și respiră mediul înconjurător, pentru că butoiul nu e etanș, e bine să-l ferești de orice sursă de miros neplăcut. Acum, probabil cu majoritatea am experimentat asta, când pui ceva cu un miros foarte pregnant printre alte alimente. Dacă l-aș deschis o brânză cu mucegai în frigider și o să descoperi că și salata și strugurii și ce mai vrei tu, tot miros de brânză o să aibă. E cam același lucru se întâmplă și cu vinul păstrat în condiții mai puțin bune. Și drept urmare, asta era o problemă aproape universală a localurilor bucureștene, faptul că aveau o expresie odioasă mie până astăzi, aia de vin de masă, de parcă o poșircă ar fi mai băubilă dacă îi spui că nu-i vin de calitate. Radu Anton Roman, am reținut dictonul ăsta că dacă nu poți să bei vinul ăla, ce te face să crezi că poți să gătești cu el? Ai impresia că o să iasă ceva mai bun dacă îi dai niște condimente? Cam asta era marea problemă a cârciumilor bucureștene de la vremea aia legat de vinuri și erau extrem de bine văzute pentru cunoscători acele puține localuri care țineau într-adevăr o pivniță bine pusă la punct, atât în ceea ce privește producția autohtonă, cât și ceea ce te cam obliga să cumperi vinul gata învechit, producția de vinuri străine. Iarăși, vinurile franțuzești sunt cap de serie. Și păstorul Tudoran, de exemplu, are o scenă apoteotică când după primul război mondial, când s-a jefuit într-o veselie de către trupele de ocupație prin pivnițele bucureștene, reușește să mai găsească la o bodegă, Tripkovici, ajungem imediat și la aia, o ultimă sticlă de Chateau Margaux, nu știu ce an, care îi provoacă un moment de extaz. Restaurantele astea erau cu mare căutare în momentul în care începe să se formeze totuși gustul elitei românești, dacă nu al tuturor românilor, pentru vinurile într-adevăr de soi. Unul dintre primii oameni, de altfel, care au început exportul ăsta de vinuri cu dop, ceea ce era în sine noutate, să nu se dea vinul la carafă direct din butoi sau direct dintr-un vas de lut mai mare, ci să aducă sticle îmbuteliate, a fost chiar Cea Rosetti. Cea Rosetti, exact lângă locuința lui Ulise de Marsiac, deci tot pe Calea Victoriei, deschide o librărie, dar și cu desfacere, ce concept minunat, și cu desfacere de vinuri și vinde vinuri îmbuteliate. Bine, mai folosea el și în scop conspirativ, în spate se mai găseau arme pentru cei care trebuiau să participe la Revoluție, dar sunt printre primii care se impun în mediul ăsta de comerț. Bineînțeles, odată cu apariția vinurilor împuteliate, consumul de vinuri nu se mai reduce la via proprie sau la mediul ospătăriei, ci poate să devină o treabă de domiciliu, odată ce poți cumpăra sticla ca atare și să mergi cu ea acasă. Și în felul ăsta se creează tot în secolul XIX în București o nouă categorie intermediară, de data asta mergând de la local spre magazin, respectiv băcăniile. Băcăniile, și acolo, se găseau și acolo? Da, bineînțeles. Băcăniile la origini sunt magazin cu de toate. Cu de toate, da. Cu de toate, în principiu, consumabile. Cuvântul băcan și băcănie vine tot din limba turcă. Bacal este la origini comerciant de fructe și legume uscate. Deci de produse care la fel durează, și dar mirodenii. Treptat, da, se dezvoltă foarte mult
rafturile de marfă ale acestor comercianți și se ajunge, pe lângă faptul că țineau delicatese de toate felurile, și la o soi de servire care aduce cel mai probabil cu tiparul de local spaniol de tapas, respectiv de minuturi în limba română, gustări de regulă rapide, dar nu numai răcituri, adică bun, pe lângă un mezelic, termen iar pe care îl luăm noi de la turci, care în mare parte suplinește termenul de aperitiv sau hors d'oeuvre în bucătăria românească, puteai să mai servești și minutul cald, adică apar pentru prima oară ochiurile la tigaie, chiar englezește ham and eggs la localurile astea mai pretențioase, poți chiar și un risotto, ceva ce totuși nu necesită timp îndelungat de gătire, adică exclus tocănițe și alte minuni de genul acesta. Localurile astea de băcănii, am vorbit noi de Dragomir Niculescu, de exemplu, da, pe Calea Victoriei. E un pic mai sus de Vechiul Teatru Național de Nou Hotel, pe partea dreaptă, cum ne-am duce către Palatul Regal. De biserica, de Palatul Regal, e o biserică. Acolo, până în Biserica Crețulescu, este la intersecția cu Câmpineanu, dar în diagonală de la Hotelul Nou Hotel, în vechea casă Vanic. Acum e un bloc pe locul acela. Asta era băcănia cea mai luxoasă a Bucureștiului până la sfârșitul perioadei interbelice, a rămas așa, unde se puteau găsi langustine vii, bineînțeles, alea nu se serveau acolo, se puteau cumpăra. Aveai performanța de a avea fructe, inclusiv fructe exotice, iarna, ceea ce pentru un bucureștean născut la jumătatea secolului XIX era un fapt de neconceput, să poți să ai fructe în afara sezonului lor propriu-zis, așa, și unde puteai să servești, iată, și un mizilic. A rămas aproape universală preferința bucureșteanului pentru mezelicuri cât mai calorice. Icrele, de exemplu, sunt la noi la o căutare ieșită din comun și noi totuși avem gust pe piața locală, cel puțin în privința majorității, pentru icrele făcăluite și culmea pentru icre de pește de apă dulce. Crapul și de adesea nobilat, să spunem, cu icre de ștucă, considerate a fi de calitate superioară. Acum, eu stau și mă întreb la un moment dat, iar nu vreau să intru în polemici cu nimeni, dacă nu cumva sunt considerate de calitate superioară, pentru că de regulă sunt mai puține, date fiind dimensiunile celor doi pești. Da, asta e altă discuție. Așa, bineînțeles, avem mezelurile crud-uscate, babic iudem și celelalte. Măslinele au fost din totdeauna la mare căutare pe aici și se importau încă din perioada fanariotă, cu precădere din spațiul grecesc, cel mai accesibil nouă. Bineînțeles că sunt, măslinul este arborele endemic întregii zone mediteraneene și au fost petrolul lumii antice, benzina lumii antice, practic. Romanii cu asta se nutreau în genere. La noi veneau, evident, sub formă de saramură, că altfel nu prea puteai să le transporti. Uleiul de măsline era considerat un preparat de lux. Mai aveam, într-adevăr, și apetența asta, dar de regulă pentru ceea ce se numea țâri. Peștere mic, șprotul. Așa că vorbim de sardele sau de alte specii de pește mic, aduse în primele forme de conserve care apar tot prin secolul XIX, dar și înainte aduse în niște butii mai mari, pur și simplu păstrate în saramură sau în ulei, cum se conservă până astăzi. Foarte plăcute erau și cele cu ardei iute, cele iuți. Se serveau cu usturoi, cu ceapă, fel de fel de forme de salată și prindeau foarte bine pe piața românească a epocii, mergând până la pastrama de pește, batogu, ceea ce a rămas o zicere lăutărească celebră, să mănânci pește batog și să scânte zavaidoc. Zavaidoc e unul dintre marii lăutari ai Bucureștiului din perioada clasică, să spunem, am zis, lăutărești, perioada aia a lăutarilor de mătase, adevărații lăutari. Astăzi există o formație care poartă numele ăsta și nu-l poartă pe degeaba, nici nu fac o laudă gratuită, lăutarii de mătase. Iar locul unde s-a încetățenit, de exemplu, replica asta este un birt bucureștean, deci o cârciumă de mici dimensiuni, care paradoxal, ca nume, se păstrează până astăzi. O poți găsi pe stradă, deci nu mai e funcțională de ani buni, sau sper că se mai găsește pe stradă. Este în diagonală de la Liceul Lazar, intersecția Schitul Măgureanu cu Bulevardul Cugălnicianu, birtul Cireșica. Zona care a rămas până în perioada comunistă funcțională și mai pe acolo treceau și cei din elita vremii respective, dar acolo se pare că vatmanii tramvaielor care circulau la vremea aia pe bulevard le strigau oamenilor: lume, lume, hai la Cireșica să mănânci pește batog și să scânte zavaidoc.
Batogul, de exemplu, se găsește și în meniul restaurantului pe care îl avem aici. Este un pește afumat cu diverse mirodenii, foarte ușor de servit. Bun, sunt multe treburile de astea de care țin de mizilic, dar astea sunt cele mai cunoscute. A rămas cunoscută, de exemplu, și aici trece în altă formă de divertisment, care a fost permisă la București tocmai de aceste grădini de vară. Grădinile de vară care oferă un spațiu generos, evident că nu îți prezintă mari dificultăți să amplasești o scenă la un moment dat în cuprinsul lor, și pe scenele astea s-a născut Teatru Bucureștean, în mare parte, în afara, bineînțeles, a locațiilor consacrate, teatru mic, fosta sală Momolo, cea care se găsea, astăzi trece la propriu strada Edgar Chine, pe locul unde se găsea sala asta de teatru, că a fost demolată, era în perimetrul vechii curți domnești din perioada fanariotă, teatru mare construit ulterior, unde e actualul Hotel Novotel, dar pe lângă astea, sunt răspândite în multe grădini de vară la Bucureștiului scene unde performează trupe mai mult sau mai puțin profesioniste. Probabil că cea mai celebră a rămas Unionul, cea pe care a nemurit-o Caragiale într-una din nuvelele sale, cu celebra replică: "Hai nene la Union, să n-ai parte de mine și de Veta." Și asta s-a transformat, pentru cine este amator să dezvolte tema asta, și într-un titlu de carte. Vera Molea, un istoric al teatrului românesc, are o carte care chiar așa se cheamă, Hai nene la Union, un istoric al teatrelor din grădinile de vară ale Bucureștiului. Mai multe nume sonore de actori s-au consacrat în acest spectacol public și între ele a fost Costache Caragiale, un predecesor al lui Iancu Caragiale, cel care cu o trupă de actori amatori încerca la propriu să supraviețuiască în Bucureștiul de la mijlocul secolului XIX, când încă nu prinsese bine teatru, și la un moment dat, încercând să prindă loc la sala Momolu, unde se juca între puținele spectacole ale epocii, este net surclasat de un concert susținut de un tenor italian celebru în epocă, Ricciardi, care ilustrează o altă formă de distracție pătrunsă pe piața bucureșteană în perioada aia, opera și opereta, care și astea vin de data asta cu precădere din spațiul italian, dar nu numai, și se impun mai ales pentru gusturile rafinate. Până astăzi cam poți să faci departajare așa, cine ce distracție îi place, dacă se duce la opera sau ba. Ei bine, Costache Caragiale îl invită pe tenor cu care se împrietenise la o masă de asta neauș românească, cu salată de țâri iuți, cu fel de fel de aperitive din astea care de care mai usturoiate, și îi dă cuvint de drăgășan care mergea la fix să spele, până când îl răgușește pe ăsta de mai mare dragul în seara respectivă, așa că a doua zi bietul Momolo se dădea cu capul de pereți că nu mai are cu cine să țină spectacolul, și Caragiale îi propune, deși venea vodă să asiste la piesă, vodă Bibescu, îi pune să îl lase în schimb pe el și trupa asta să joace piesa O bună educație. Este printre primele piese românești puse în scenă. Atât de mult a prins la public încât până și Vodă i-a dat 5.000 de lei trupei ca să-și continue activitatea. Deci a fost un succes răsunător, dar iată, a ajutat pe de-o parte de inventivitatea altfel caracteristic românească, cât și de meniu specific spațiului românesc, care se pare pentru un gât sensibil de tenor italian nu era fix cea mai indicată consumație în ajun de spectacol. Acum, că o fi legendă sau bacă, în general nu prea există alimente care să afecteze pe termen lung curs de vocale. Adică doar dacă mănânci astringent, dar are efect o oră, două asupra vocii. Altfel, nu prea are ce să încurce. De-aia și cumva inutilitatea a ceea ce se credea multă vreme că face bine la voce, gălbenuș de ou sau mai știu eu ce, unguent care se duce liniștit pe esofag pe când tu cânti pe trahee. Asta e altă discuție. Dar asta este maniera în care începe să fie gândită lumea bucureștină. Și acum să revenim la Calea Victoriei. Nu mult departe de Capșa apar și grădini de vară acolo. Una preia un nume, dar în momentul în care îl preia, cei care dau numele deja nu mai sunt proprietari. Este vorba de o la fel de celebră grădină, cea de la acea numită Otetelișan. Despre ea, cu Otetelișanul, la fel am vorbit în tururile bucureștine. Știm că a fost mare vornic, un tip cu o avere generoasă care i-a permis să ridice pe Calea Victoriei, pe locul acela care înainte fusese viran, o casă cu o grădină unde s-au ținut unele dintre cele mai fastoase baluri din perioada de început a regalității în România. Dar după moartea sa și după moartea văduvei sale, Elena, născută Filipescu, care a mai supraviețuit o perioadă destul de lungă, casa a fost scoasă la mezat și a fost cumpărată de un întreprinzător care a transformat-o în această
grădină de vară. Deci casa și grădina au devenit un local care într-adevăr și-a făcut faimă, mai ales, nu se putea compara cu serviciile Capșei, dar și-a făcut faimă prin mesele de scriitor pe care le întreținea și rămân din amintirile lui Victor Iftimiu, descrise atmosfera din perioada aceea din grădina de vară Otetelișanu, spunând la un moment dat o treabă care denotă mai degrabă puterea obișnuinței decât calitatea serviciilor. Spune că ne juram de fiecare dată că nu ne mai ducem, dar de fiecare dată reveneam acolo, deși stăteam înghesui și într-o atmosferă de fum ca vai de noi, pentru că majoritatea știu că interzicerea fumatului în spațiile publice este o treabă mai tânără ca mine, de exemplu, adică este introdusă când e trecut semnul binișor de majorat. Pe vremea aceea, nici pomeneală de așa ceva, ba din potrivă, erau foarte mulți care credeau cu tărie că tutunul este sănătos. Sau, mă rog, consumul de tutun sub formă de țigări. Uite că am pomenit și de treaba asta. Trecem iarăși în spațiul public de consum de la narghilelele și ciubucele turcilor, care ajunseseră la un asemenea cult al tutunului, încât ăsta era folosit și ca să ghicească viitorul. Într-o cronică populară foarte interesantă, se cheamă Însemnările Androneștilor, este un cojocar, Ioan Sindobre, care scrie acolo și care, între altele, e un tip mai superstițios, evident, spune că astăzi mi-a făcut flamă ciubucul și asta gândesc că este vorbă mare pe care are să mi-o spună careva cu vază, deși unii spun că fiind tutunul gras, din când în când mai face flamă. Ce o să fie însemnând tutun gras? Mă gândesc că ar fi un pic umed, care nu-i uscat bine. Dar mă depășește chestiunea. Trecem ușor, ușor din zona acestor ciubuce la ciubucul mai scurt, care este pipa și care rămâne până astăzi în uzul unor consumatori. Și apar întâi țigările de foi și apoi țigaretele. În mai multe limbi europene se face departajarea asta între trabuc, cigar și țigară, care este cigarette. Se găsește și în limba germană și în limba franceză. Trabucurile sunt cele mai vechi. E simplu pentru că procedeul de fabricație este mai simplu sau mai la îndemână, cu mijloace tehnologice mai primitive, să spunem. Deci au apărut înaintea țigărilor. Da, pentru că sunt foi de tutun rulate. Până astăzi este dovedit faptul că sunt un viciu mai calitativ, dacă poate să fie numit așa. Ele apar primele, după care apar țigările de foi. Care e diferența între trabuc și țigări de foi? Iarăși, la nivelul cel mai simplu, este trabucul este netăiat întotdeauna. Trebuie, ai nevoie de o ghilotină sau de un soi de ac să poți să faci o gaură, ca să poți să ai tiraj, să poți fuma. Țigările de foi sunt gata tăiate. Asta dă și port țigaretul, respectiv muștucul acela din fel de fel de materiale, care înlocuiește cumva fudulia ciubucului. Ciubucul era făcut ca să exprime o stare socială din materiale care de care mai prețioase. Lemn de cireș, lemn de trandafir, abanos, capătul propriu-zis muștucul era din fildeș, putea să fie din ambră, chihlimbar. Am vrut să spun, ambra e altceva în industria parfumurilor. Asta se păstrează la port țigaret. Alexandru Macedonski, de exemplu, marele poet, se mândrea la un moment dat că portigaretul pe care îl folosea el fusese al unui rege al Poloniei. Nimeni n-ar fi putut probeze chestia asta vreodată, dar așa se mândrea maestru și era un obiect de decor, pe cât era de practic, exact cum era și ceasul de buzunar, de altfel. Ne putem imagina o lume din asta în care toți fumează havane. Havana este o specie de trabuc, vine de la capitala Cubei până astăzi. Trabucurile cubaneze fiind o treabă într-adevăr afinată și tot în perioada asta vin vinuri franțoși, dar încep să sosească și țigări din diferite colțuri ale lumii, nu doar spațiul latino-american, ca astăzi cele mai celebre sunt țigările venite din, mă rog, trabucurile și țigările de foi venite din zona Americii de Sud sau a zonei centrale din America, că vorbim de Honduras, că vorbim de Guatemala, că vorbim de Cuba. Există, în schimb, o industrie a tutunului dezvoltată și în Italia și mai erau foarte celebre în epocă și cele venite din Virginia, din actualul stat american. Și la vremea aceea tot stat american era. Cum arăta un astfel de local cu fumul gros de puteai să-l tai cu cuțitul, astăzi, într-adevăr, și din fericire, o spun, deși nu sunt nicio străin viciu fumatului, da, din fericire, astăzi a rămas doar o treabă pe care poți să o afli din cărțile de istorie sau din câteva excepții de localuri care au niște reguli mai permisive.
Da, pentru oamenii care erau la consumație atunci, la un moment dat ochii înroșiți de fum de țigară și lăcrimând și sentimentul de asfixie, probabil că erau o treabă destul de des întâlnită. Astea sunt grădinile de vară din zona centrală, ce avem spectacol de teatru, se fumează într-o veselie, consumația la unele e mai strălucită, că există pivnițe pentru vineri, la altele se descurcă cu niște substitute, așa să spunem. Tot vis-a-vis de băuturi, în secolul XIX, sub influența străină și prin pătrunderea primilor întreprinzători străini de această factură, începe să se diversifice și gustul la băuturi. Și dacă mai înainte vin rachiu țuică era consumația de bază pentru aproape tot românul, tot bucureșteanul cu siguranță, în vremea lui Caragea apare pentru prima oară o fabricuță de bere. Evident că este, patronul este un german și care atâta cerere are pe piață, n-are, încât dă faliment și este ajutat din cutia milei domnului. Îi se dă pentru acea scârbavnică băutură de iaste făcută din gunoaie, pentru că nu înțelegea grecul familiarizat mai ales și cu vinul grecesc. Ce e berea? Ce e berea cred că înțelegea, dar nu înțelegea care e atracția pentru a bea și ceva. Bere. Dar pentru mai ales, iarăși, nu vreau să insult pe nimeni, a fost o băutură mai răspândită în zona noastră printre clasele de jos. Din mai multe motive, odată este costul mult mai atractiv decât al altor băuturi și, în al doilea rând, pentru că este un aliment, de fapt. Adică are niște proprietăți nutritive mai țapene decât celelalte băuturi. Treptat însă situația fabricaților de bere se îmbunătățește, astfel încât în a doua jumătate a secolului XIX avem deja o concurență, o piață cu o concurență serioasă pe în spațiul bucureștean. Care este prima? Am făcut care pe vremea lui Caragea deschisă. E un Doctor Neamț undeva în zona bulevardului Catargiu de astăzi. I-am găsit și numele, l-am dat, dar l-am uitat în momentul ăsta, să-ți spun cinstit. În zona secolului a doua jumătate a secolului XIX, principalii actori pe piața berii locală, există de altfel o lucrare generoasă, Istoria berii, exact așa se numește, în România. Sunt, bineînțeles, doi germani, Luther și Oppler, cei care au fabrici deschise la București și au o practică foarte interesantă, ori inspirați de la specificul local, ori urmând o tradiție care probabil se regăsea prin toate zonele, dublează activitatea de fabricație cu desfacerea. Deci au zone de desfaceri, respectiv niște elisee, li se mai spunea în cazul lui Luther, sau grădini propriu-zise de vară, unde își desfac produsele și care poartă numele fabricilor respective de bere, deși bineînțeles că ei sunt livratori și pentru alte localuri care se mândresc de altfel pe firmele care se pot vedea în pozele din epocă cu bere de la Cutare, bere de la Cutare, după aceea mai apar și fabrica de bere Azuga, fabrica Basilescu și alții intră pe piața de bere, dar din perspectiva românilor, probabil că cel mai cunoscut și pe bună dreptate fabricant românesc de bere este domnul Dumitru Marinescu Bragadiru. Acum, în primul rând, care-i treaba cu Bragadiru? Domnul nu este de origine nobilă, deci nu are numele de Bragadiru din moștenirea familiei. Din potrivă, Bragadiru a fost proprietatea, moșia familiei Ghica Brigadier, pentru că era un ghiculesc care avea rangul de general de brigadă în armata rusă. În vorbirea populară nu s-a înțeles foarte clar asta cu brigadierul și a ieșit Bragadirul. Fusese moșia Ghiculeștilor, pe care domnul Marinescu abia în momentul în care face avere o cumpără și cumva dintr-un sentiment de mândrie își adaugă acest nume în numele de familie. E o treabă întâlnită de altfel și la familii neaușe boierești române, care își adaugă cumva numele moșiei principale la numele de familie. Ghica Comănești, Polizu Micșunești, Cantacuzino Râfoveanu, etc. Domnul Marinescu Bragadiru, în schimb, este tatăl unui mărunt meșteșugar român din prima jumătate a secolului XIX, care, având o droaie de copii acasă, este nevoit să-l dea de tânăr la muncă, de tânăr însemnând de la 12 ani, că pe vremea aia nu aveam o legislație a muncii care să interzică așa ceva, cum nu aveam nici conceptul de zile libere. Puteai să muncești ca un rob 7 zile din 7, cât timp aveai ce să muncești. Și de plată, iarăși, vorbim în mare parte de întreținerea vieții de zi cu zi, adică, cum spune o frumoasă vorbă populară românească, frumoasă între ghilimele, apă, paie și bătaie.
cam asta era consumația asigurată, intră la domnul Ștefănescu, care este cofetar și rachier. Deci iată, un alt om care începe să ilustreze mutațiile produse în secolul rachier XIX. Rachier de la rachiu? De la rachiu. Pentru că tot în secolul XIX începem noi să dezvoltăm și industria asta a băuturilor distilate. Avem dinainte, că îi spunem jinars, că îi spunem rachiu, că îi spunem țuică, avem deja distilatele și din vin și din fructe. La noi astea prind mai mult. Alcoolul tare de cereale, sub formele lui cele mai celebre whisky și, mă rog, știu că aici o să intru într-o polemică cu vodka, că e cartof, că e, dar alcoolul tare, ăsta care nu-i din fructe și care tehnic pentru o papilă care apreciază gustul ar trebui să fie inferior, pentru că nu prea are gust. Whisky-ul se înnobilează prin maturare în fel de fel de baricuri, de cutare și pentru obținerea unui gust mai mult sau mai puțin. Dar ai spune că rachiu ar putea fi net superior făcut din fructe și nu o băutură făcută din... Tocmai. Din ce se face din cereale, Da, whisky-ul e clar din cereale. Din punct de vedere al cunoscătorilor, rachiu, ceea ce, de fapt, jinarsu, da, ceea ce pentru englezi este brandy și pentru francez, care au un monopol asupra noțiunii, este cognac, pentru că este regina cognac, la fel cum șampania este regina șampani, ar trebui să fie cea mai nobilă dintre băuturile spiritoase. Dar acum e și în funcție de specificul zonei, pentru că în zona Antilelor, de exemplu, în zona Americii Centrale, romul domină net piața, fiind, evident, din resurse locale. Acolo e mai greu cu vița de vie, găsești 300 de zahăr. Ei, băuturile astea încep să pătrundă și ele pe piața românească în secolul XIX și avem o străduță în București care ne amintește până astăzi de primii fabricanți de alcool tare în București, este strada Povernei. Pentru că Povarnă este o mică distilerie. De fapt e un șopron unde ai un alambic și în care distilezi diverse băuturi. Și astea pătrund ușor, ușor. Cunosc un mare avânt printr-un scop în afara consumului, pentru că tot în secolul XIX se descoperă ce e la dezinfectant. Și faptul că alcoolul tare poate să fie folosit ca dezinfectant. Bine, la un moment dat s-a produs și invers, când s-a descoperit că dezinfectantul poate să fie folosit ca alcool și nu vreau să mă gândesc la spiritul tras în pâine, sinistră treabă. Credeam că e un mit. Din păcate am văzut cu ochii mei că nu e. Cu ochii mei, nu cu gura mea, subliniez. Mă gândesc la toast acum. Asta e o formă nerecomandabilă de toast. Recomand, da, dacă să vreți să încercați toast în forma clasică, da, să vă rezumați la cidru sau la bere. Ceea ce la bere nici nutritiv, că bei pâine lichidă cu pâine. Dar asta e altă discuție. Alcoolurile astea tare devin folosite și în scopuri de dezinfectare și bineînțeles că aici clientul cel mai mare poți să bănuiești cine e. Pe partea sanitară. Unde ai cei mai mulți oameni și unde se rănesc oamenii cel mai des? Pe partea sanitară medicală. La vremea aia nu prea avem industrie medicală propriu-zisă, ci este serviciul sanitar anexat armatei. Ca pe acolo, fronturi. Pe... Da, ai de-a face cu cel mai mare număr de răni. Și bineînțeles, asta a fost una dintre puținele situații când, obiectiv vorbind, armatele ruse au fost o binecuvântare pentru unii din România. Respectiv, trupele rusești care foarte adesea se cazau pe aici, erau mană cerească pentru micii fabricanți de alcool tare. Da. Domnul Marinescu a prins trendul ăsta și la început a cumpărat de la alți producători sau a arendat producția, să spunem, și în felul ăsta a reușit să prindă cheag. Bine, baza i-a asigurat-o faptul că mai vechiul lui patron, domnul Ștefănescu, văzându-i și capacitatea de muncă ieșită din comun, într-adevăr, cât și flerul nemaipomenit în afaceri pentru un băiat care avea puțină școală, l-a lăsat moștenitor al afacerii. L-a făcut întâi asociat și după aia l-a lăsat moștenitor al afacerii sale de cofetărie la bază. Și de aici domnul Bragadiru a dezvoltat această industrie. La Bragadiru, moșia pe care o cumpărase, a făcut fabrică de spirturi. Înaintea fabricii de bere, prima înaintea dată fabricii de bere, fabrica de bere, oricum este în București, este pe calea Rahovei. Da. Mă rog, ruina ei mai este astăzi pe calea Rahovei, că din păcate nu mai este funcțională. Și s-a și numit în perioada comunistă fabrica de bere Rahova. Dar fabrica de spirturi precedă fabrica de bere. Adică domnul Marinescu nu este pionier nici în domeniul alcoolurilor tari, dar este un vizionar și un om care poate să gândească mai în mare decât ceilalți. Se remarcă printr-o cinste absolut exemplară. Deci este probabil printre ultimii negustori români unde nu ai nevoie de poliță. Odată ce omul și-a dat cuvântul că va fi așa și că va face plata, plata se face fără niciun fel de îndoială. Și totodată un om care se remarcă printr-o generozitate fără seamăn,
Asta ca paranteză, că ieșim un pic din industria ospitalității și din distracții. În Comuna Bragadiru, din câte știu eu până astăzi, școala, biserica și primăria sunt donația lui. Adică a contribuit la dezvoltarea socială a vremii sale, a donat, mi se pare, și un spațiu în București pentru lărgirea unei piețe sau ceva de genul acesta. Cert este că după ce deja este un tip consacrat în afaceri, se gândește să intre și în industria fabricării de bere și deschide această fabrică gigant în zona Bucureștiului, culmea, într-o altă două grădini de vară, să spunem, grădina Băicoianu și dealul Filaretului, care la fel era populat cu asemenea grădini. E cea mai mare fabrică de până atunci. Instalația este realizată în Germania după cele mai noi standarde tehnice ale momentului și nu trece foarte mult timp până când producția domnului Bragadiru o bate pe cea celorlalți doi coloși cumulați. Luther și Opler făceau 2 milioane de litri, domnul Bragadiru făcea 3 milioane de litri. Ceea ce automat îl detașează pe piață, ba mai mult, la un moment dat a rămas văduv la o vârstă destul de tânără, a murit soția de scarlatină, mi se pare, se căsătorește cu o femeie de origine germană și se pare că rămâne cu predilecția pentru femei de origine germană pentru că se recăsătorește cu culmea văduva lui Luther, celălalt fabricant de bere, deci amenință să facă un monopol complet pe piața berii. Bine, amenință pe ceilalți concurenți, că altfel berea Bragadiru era una dintre berile cele mai bune din epocă și era renumită peste tot. Vedem imediat care local și-a luat numele de acolo. N-a durat foarte mult această mezalianță, s-au divorțat, iar a făcut dovadă de o cinste exemplară și nu a luat nici numele, nici ceva din posesiunile soției. Au continuat independent în afaceri. Tehnic vorbind, comportamentul față de angajați, faptul că le-a dat liber duminica, e creatorul, adevăratul creator al programului Cornul și Laptele. Copiii angajaților mergeau la școală și primeau din partea lui un covrig și un pahar de lapte pe zi. Aveau asistență socială, aveau concediu plătit, erau lucruri aproape de neconceput pentru vremea respectivă. Și, în schimb, asta, el nu inovează propriu-zis, doar perfecționează și gândește mai mare decât cei până la el și gândește mai mare ca să revenim la industria ospitalității și în ceea ce privește punctul de desfacere, să spunem, al industriei sale, respectiv colosul, actualul Palat Bragadiru, deschis în vecinătatea fabricii sale de bere, tot pe calea Rahovei, asta din fericire este păstrat până astăzi în sala mare, care de la bun început a fost și sală de cinema și sală de teatru. Se organizează și astăzi, este domnul Andrei Slăvuțeanu, care face niște spectacole de teatru excelente. Am avut ocazia să asist la unul de curând, lăsând la o parte că îl ajută foarte mult ambientul, că este o sală absolut superbă. Și totodată vine cu niște inovații în planul divertismentului, adică asta cinemaul, care a fost o treabă preluată foarte rapid de bucureșteni. Noi am fost printre primele capitale europene care au avut cinema, dar să nu divaghez. Are prima popicărie de care știu eu din București. Deci, vorbim de perioada Pelepoc, avem popicele mai bine de 100 de ani pe aici. Iar pentru angajații dumnealui, uzul acestor facilități era gratuit. Nu consumația, dar distracțiile propriu-zise erau absolut gratuite. Probabil că ne-ar fi arătat mai mult ce poate, pentru că se pregătea să deschidă un local de lux cu hotel în centrul Bucureștiului, dar a murit mai înainte să poată să realizeze și acest proiect din cauza un atac de cord, cred că este cauza oficială a morții. Dar rămâne oricum ca prototip de mare întreprinzător român, atât în domeniul industrial, cât și în domeniul industriei hoteliere, mă rog, industriei ospitalității, să spunem. Și, repet, este cel care perfecționează, nu el inventează conceptul ăsta de local, ci el le aduce la un nou nivel. Era livrator de bere, era cel care se ocupa de aprovizionare pentru multe localuri din București. Consumul de bere crește spectaculos la România, deci dacă la începutul secolului abia aproape că nu știau de ea și doar străinii probabil că asigurau o piață de consum, deja în a doua jumătate a secolului nu există mitici, cum i-a caracterizat Caragiale sau Mache și Lache, care să nu meargă la o halbă, la un țap. Spune păstorul Tăndreanu, Popa Mani, om cu cap, bere, beam polobocel, doar nu-s capră, zice el, să mă mulțumesc cu un țap. Asta vine tot așa, are o proveniență interesantă, vine din germanul Bock. Țap și tot culmea în Franța a fost inventată asta pentru cei care erau simpatizanți ai germanilor. Dar revenind,
consumul crește exponențial și atunci toate localurile, bineînțeles că se înzestrează și cu tipul ăsta de consumație. Berea, spre deosebire de vin, se poate păstra în condiții relativ mai ușoare. Da. Și localul care și-a luat denumirea, se pare, de la un transport al domnului Bragadiru. Dacă am spus transport, deja poate să te duci cu gândul, pentru că este probabil unul dintre... cea din centrul vechi. Da, e una dintre cele mai longevive firme. Carol din... cu bere. Exact. Că de acolo... Au semnat cei trei frați ardeleni. Este povestea casei Capșa, dar pe industria germană a ospitalității. Sunt trei frați ardeleni cu numele de familie Mircea, Ignat e unul dintre ei și nu mai știu cum se numeau ceilalți doi, care deschid un local, ca și în cazul casei Capșa, nu este deschis pe în locația în care se află astăzi pentru prima oară. Locația asta este construită după ce capătă ceva succes pe piața bucureșteană și atunci îl roagă pe un arhitect cu origini poloneze și austriac, de fapt, cred, Kofcinski se numește, să realizeze această clădire foarte inedită în spațiul arhitecturii bucureștean, pentru că este un gotic târziu și cu influențe de baroc vienez pe la interior, care oricum se impune și se impun nu doar ei, dar ei sunt probabil cel mai sonor nume pe care îl avem până astăzi, prin nou tip de consumație cu care vin pe piața bucureșteană. Vorbim, iată, acum de influența asta care e organică, adică nu este artificială, ca precum cea din Franța, ci este prin vecinătate geografică din spațiul german. Transilvanenii, care stăteau bânișori de vreo 150 de ani sau mai bine sub ocupația austriacă, deja aveau tipul ăsta de consumație, de berărie, de fapt. Berea este net cea mai băută băutură până în prezent în spațiul german. Și automat merge cumva cu alte alimente sau e de preferat să ai alte alimente decât la vin. Da. Așa, și de urmare ai o varietate aproape nesfârșită de cârnați și de tocătură. Nu că am fi fost noi străini de tocătură, dar nu ne omoram în atâtea feluri de cârnați. Pe când germanii vin într-adevăr cu forma asta mai rafinată de cârnați, de Leberwurst, Kremwurst, dar wurst în germană înseamnă orice este tocat și rulat, cum e sarma în turcește. Wurst vine din partea germană. Leberwurst e o treabă foarte ușor de explicat, că am avut cazul unui puști de 12 ani care nu înțelegea ce mănâncă când a mâncat leber. Și am spus din ce... Leber e ficat. Este cârnatul cu ficat. Așa. Mergând până la Thuringer și fel de fel de alte preparate. Ai o serie de garnituri care la fel sunt foarte puțin întâlnite până atunci la noi, cum ar fi sauerkrautul, varza murată pe care noi o foloseam în gastronomie, dar rare ori o serveam ca salată, propriu-zis, ca garnitură, salată de ridichii negre, care iară nu se pare că nu prea era specifică zonei, salată de hrean, care la fel e folosită să mai taie din grăsimi. Se pare că atunci apar și rețetele de supe creme, care sunt specifice tot zonei Europei centrale și occidentale, la noi până atunci dominând un alt preparat cu nume turcesc, altfel e clar că nu e adusă de ei fiertura ciorbă. Toate preparatele astea sosesc prin intermediul acestei filiere germane și capătă o foarte mare popularitate, simplu, fiindcă sunt mai ieftine și sunt mai sățioase. Bucătăria franțuzească, cumva, și în forma ei mai modestă, are o tentă de elitism. E ceva acolo... Nu mai vorbim granjela asta moleculară de farfurie atât și preparatul atât. Acum, fiecare iarăși cu gustul lui, dar pentru omul obișnuit și astăzi, dar mai ales în perioada aia, era mult mai atrăgătoare bucătăria de fason german. Bine, atunci când nu rămâneai fidel preparatelor clasice și o să vedem după ce respir puțin cam care era zona aia de preparate clasice. Așa, și dacă am expus așa în mare transformările din societatea bucureșteană în secolul XIX, să vedem cum se oglindeau ele în tipuri de localuri. Eu am făcut aici o împărțire, îmi aparține, nu mi-o arocă pe un merit, îmi aparține în sensul că asta, aici nu citesc pe nimeni, e pur și simplu cum am înțeles eu că se împărțeau localurile. Avem grădini de vară, de data asta strictul sensul grădini de vară, adică nu mai vorbim de ansamblurile astea intermediare între un spațiu, un loc viran, cu ceva serviciu, ci de data asta e grădina de vară care e deținută de un patron și care oferă servicii clienților. Da. Avem cârciumă în adevărată sens al cuvântului. Eu prin cârciumă înțeleg, știu sensul din dicționar al cuvântului, dar înțeleg un local unde preponderent să bea. Și ai numai așa niște mici șantreuri care să susțină consumația, că este un fapt îndeopște știu de cunoscători, că băutul pe burta goală nu te duce foarte mult. Asta aviz celor din cluburi care dau shot după shot, fără să-l însoțească cu nimic mai solid.
pur și simplu, dacă nu vreți din alt considerent decât pentru a vă prelungi petrecerea, este de preferat să mai alternați un pic toată treaba asta. Avem berăriile, în adevăratul sens al cuvântului, cum este carul cu bere. Și după aceea avem restaurantele, în sens de localuri de cu ștaif în mare parte, respectiv cafenelele cele de modă occidentală. În toate aceste localuri se și servea mâncare? În majoritatea lor ai o formă mai subțire la cărcium, respectiv la cafenele. La cafenele, da, probabil mai deloc la cafenele. Nu, mai deloc era la cărcium. Dacă unele cărciumi erau mai deloc. Și ar fi trebuit să aibă și mult. Da, la cafenele se spune că e preponderentă patiseria. Da. Fie în formă mai neamășă românească, poți să ai alivenci sau plăcinte la cafenea. Fie în forma mai occidentalizată, croissant, fel de fel de pateuri sau tarte. La cărciumi, în schimb, ceea ce domnește la momentul când se servește mâncare, este indubitabil grătarul. Păstorel Teodoreanu are definiția asta, deci dacă la un han îți trebuie pivniță, puț cu apă și spațiu pentru toate acareturile, o cârciumă reușită se identifică prin pivniță, de care am vorbit, și grătar bun. Pentru că asta este consumația de preferință a chefliului bucureștean, fel de fel de preparate la grătar. Am vorbit în clipul trecut ce este zahanaua și cum ne-au creat nouă turcii gustul pentru delicatesele măcelărești, respectiv pentru organe care nu pot fi servite decât proaspete. Dar de aici mergem și la alte produse de măcelărie, fie că vorbim de cea mai bună legumă, porcul, fie de ovine, bovine și altele. Cârciumile bucureștene abundau în asemenea preparate care aveau, paradoxal, deși vorbit localuri doar cu grătar, o variație mai mare decât întâlnim astăzi în majoritatea localurilor. În primul rând, acum tehnic s-ar spune că oricine știe să facă un grătar și este într-o măsură adevărat că știi să pui o carne pe un foc. Dar iar pentru cunoscători că există și în domeniul ăsta, atenția pleacă din momentul alegerii cărnii. Să alegi cele mai bune bucăți de carne implică niște cunoștințe care sunt cel mai accesibile unora care au fost măcelari. Sau deci casari. Înseamnă că, să zic, proprietarii de astfel de localuri au fost măcelari înainte. Sunt mai multe cazuri de proprietari de locantă bucureșteană. Este Iancu Gratar Agiru, care avea localul pe Blănari în București. Îl relatează, inclusiv Mihail Sadoveanu era clientul lui. Omul fusese măcelar undeva în județul Roman, se reprofilase și își deschisese cârciumă. Anton Sotir, de pe strada, la vremea aia se numea, culmea, Scaune, pentru că era fix mahalaua măcelarilor, am făcut în ultimul tur pe Batiștei, este actuala strada Nicolae Filipescu, care se intersectează cu strada Batiștei, era tot așa și... mai aveam pe cineva în minte acum și în momentul ăsta îmi scapă, dar o să-mi revină cel mai probabil memoria. Oamenii ăștia erau oameni specializați în așa ceva și știau să aleagă carnea cu conținutul, cu ponderea ideală între grăsime și carne macră propriu-zisă, pentru că fără pic de grăsime iese ceea ce în limbaj popular s-ar numi o pincă, pe care tragi și într-o veselie. Al doilea lucru era să știi cu ce să faci focul. Nu orice cărbune și nu orice lemn este bun. Lemnul care arde puternic cu flacără iute și se stinge repede nu e recomandat în general pentru grătar. Și manganul vechi, sau mangal, cred că este de fapt termenul corect, îmi pare rău. Mangalul vechi era recomandat pentru a face un grătar reușit. Și bineînțeles, după aceea se mai cerea și să știi în ce moment să pui carnea pe foc și cât s-o ții și cum s-o ții în funcție de felul de carne. De exemplu, o recomandare a bucătarilor până astăzi, de care sunt și eu familiarizat, este că în cazul unor cărnuri mai alese și mai grase, cum ar fi pieptul de rață, e bine să dai foc iute la început să creezi o crustă care să țină grăsimea în interior, să-i dea suculență și după aceea să ții la foc mic. Pentru că altfel obții minunatul efect, între ghilimele, de a avea o coajă tare și după aia îți dai un miez aproape crud. Ceea ce nu e de dorit în cazul majorității cărnurilor. Chit că există cărnuri făcute în sânge, o treabă care a existat de pe atunci, alea nu înseamnă că trebuie să fie arse pe din afară. Ei, pentru tipul ăsta de local, cum spuneam, bucureștii aveau
mai multe Crăciun cu renume, unul fiind acest Iancu Grataragiu din Blănari, unde mergea și lumea bună a Bucureștiului, deși localul în sine era unul eminamente modest. Deci era o cârciumă aceea, practic, la bătă. Așa, sau cârciuma lui Anton Sotir din strada Scaune, care nici măcar nu avea firmă. Adică era o casă ca oricare alta de pe stradă, nu semnaliza nimic prezența localului, însă toată lumea știa că acolo este cârciuma lui Anton Sotir și, drept urmare, clientela nu lipsea pentru cele aproximativ 10 mese care se găseau prin local. Cârciuma dădea și mâncare gătită, deci nu numai grătar. Exista o bucătăreasă care gătea 3 feluri de mâncare pe zi, cam pentru 10 persoane. Asta era toată consumația pe care ți-o oferea cârciuma lui Anton Sotir. În schimb, Grataragiu, care a consacrat această cârciumă și care era poreclit Averescu, pentru că semăna din profilul fizic teribil cu mareșalul, în momentul în care a îmbătrânit și n-a mai putut să stea la grătar, omul s-a confruntat cu pierderea clienților și a recurs la o stratagemă, păcălindu-i că de fapt tot Grataragiu face, dar fiind bătrân face acasă, el stătea aproape de cârciumă, și trimite. Așa, bineînțeles, degeaba ai mâncare bună dacă n-ai și băutură pe măsură, și aici se remarcă, ăsta era al treilea măcelar de care voiam să vorbesc, Moș Pascali. Moș Pascali a avut cârciumă la atelierul, la Ateneul Dichiu. Este exact locația actualului Teatru Metropolis, de pe strada Eminescu. Acolo se găsea cârciuma lui Moș Pascali. El la origine este un fost măcelar care, din păcate, are ghinionul să fie contemporan cu o molimă în vite, iar poate sună cunoscut și în ziua de astăzi, și este nevoit să se reprofileze cu un împrumut de la un negustor din familia acelui Hagi Tudorache, de care vorbisem data trecută. Primește capitalul să-și deschidă o nouă afacere, având deja totuși mâna formată în ale negoțului, reușește să-și găsească niște negustori excelenți de vinuri și cârciuma lui face renume prin vinuri, pentru că era un tip mai conservator. Este unul dintre ultimii cârciumari de modă într-adevăr veche, care se consideră mai degrabă neguțător decât patron de local. Și drept urmare, deschide numai la ore fixe, respectiv numai în zona prânzului și în zona cinei, când era, să spunem, creștinește să poți să bei. Și altfel nu ținea deschis nici dimineața, nici seara târziu la 9, trăgea obloanele și dădea afară pe cunoscuți. Dădea gustări numai covrigi de la biserică, de la biserica Dichiu de lângă, și altfel te lăsa să aduci tu vreun sărămior sau ceva de acasă, dar nu-ți dădea cuțit, spunând că faci mizerie pe masă. Într-adevăr, localul lui era recunoscut pentru simplitatea rustică, cu mușcate în geam și cu perdele țesute de nevastă, Sacoana Rița, care stătea pe scaun tot timpul în cărciumă, dar care sclipea de curățenie. Întotdeauna mesele erau proaspăt frecate, pățoiurile de țuică, că se serveau și țuici, se țineau tot timpul conuri de hârtie, cornete de hârtie, ca să nu intre praful, iar vinul îți era adus exclusiv din pivniță. Cârciumarul nu ținea niciun pic de vin sus să se clocească, ci cobora cu cana de fiecare dată când îi se cerea în pivniță să servească clienților. Se mai remarca printr-o băutură care este un specific românesc. Asta este fără niciun fel de urmă de analism. Oricum, în toată discuția cu gastronomia românească există, pe de-o parte, o exagerare în a zice că noi am inventat și sarmaua și chifteaua și mămăliga și mai știu ce. Și nu e chiar așa. Dar există și curentul celălalt negaționist care spune: nu, domn, de la noi totul este adus, totul este cu tare. E adevărat că nu suntem una dintre bucătăriile creatoare, în adevăratul sens al cuvântului. Nu avem nicio rețetă tipic de la noi. Aici sunt probabil oameni mai în măsură ca mine. Ceea ce știu eu că ar trebui să fie că ar fi o treabă neauș românească, să nu se mai regăsește combinația asta pe altundeva, este bulzul. Ăla, într-adevăr, mămăliga, de fapt turta de mămăligă, în care se coc fel de fel de brânzeturi sau chiar cârnați, e fericire pentru ficat, dar dacă ești cioban merge, că faci mișcarea aferentă să elimini masa aia calorică. Așa. Și mai sunt rețete în sine, că la un moment dat asta, originalitatea gastronomică, nu toate mâncărurile pot să fie pizza. Pizza, într-adevăr, aparține Italiei, a fost creația unică, deși altfel o pâine cu ceva coaptă, cred că au mai gândit și alții. La fel cum kebabul, de exemplu, toată lumea îl trimite la turci și el se pare că apare prin Persia undeva, prin secolul 5 înainte de Hristos. Toate sunt vechi și nouă toate, dar măcar așa de etichetă, rețete din astea celebre, foie gras în Franța, paella, Spania, pizza, Italia, mergând până la minunata combinație pentru mine, cel puțin de chifteluțe cu gem din spațiul scandinav, nu ai în spațiul românesc.
mămăliga se găsește polenta ca atare la italieni. Din câte știu asta, bulzu, ar mai fi varza la Cluj, treburi din astea regionale care prezintă anumite particularități. Dar e greu să vorbești de o parte complet inovativă în bucătăria românească. Suntem într-adevăr o bucătărie de influență. Fie fondul mai vechi, balcanic, greco, turco, slav, fie influențele ulterioare, franțuzești sau germane. Dar cert este că cel mai bine este să stai undeva în zona de mijloc. Parcă noi vorbeam de un cârciumar care nu servea mâncare. De ce am ajuns la mâncare? Da, bună întrebare. Da, așa este. Vorbeam de un cârciumar care nu servea mâncare. Servea covrigi de la biserică. Dacă ne aducem aminte, o să revenim în tema asta. Pelinul. Bineînțeles, pelinul este o plantă. Este, este o băutură, cum se cheamă, absint în Occident. Românul a ales să nu o distileze, deci să nu facă vermut cum se face în Italia, absint în zona franțuzească, respectiv anglosaxonă, ci a fost mai blând cu ea. A băgat-o în vin. A băgat-o în vin și a creat o băutură cu un gust ușor amărui, ușor aspru, vinul Pelin, foarte cunoscut, cu o tradiție foarte puternic combătută de păstorul Teodoreanu, că ăsta trebuie băut în mai. Nu trebuie băut până în mai, că nu se întâmplă nimic cu el dacă se mai învechește, ci în mai mai apare o plantă, pelinița, care se pare că îi desăvârșește gustul. E, Moș Costache era maestru în a găsi cel mai bun pelin, care era o delicatesă pentru... E un vin, într-adevăr, foarte ușor băubil, adică spre deosebire ce beau eu, care e un vin roșu, mai taninos, mai greu, pelinul alunecă foarte ușor. Și atunci era un vin la mare căutare, adică e știut faptul că până și Dimitrie Sturza, președintele liberalilor, care între altele era recunoscut ca un tip abstinent spre chiar așa, cu o vocație ușor monahală. Adică era foarte subțire și cu mâncatul și cu băutul, dar până și el făcea parte din clientela lui Moș Pascale. Deci o cârciumă care, plasată într-un alt cadru, ar fi trecut perfect drept o cârciumă de țară. Cel puțin din privința aspectului. Calitatea, în schimb, a produsului, era orășenească. În cazul cârciumilor putem să vorbim de tipul ăsta de localuri care încă se mai găsesc din fericire, care nu au propus un meniu, toată lumea știe ce se servește acolo, dar calitatea este una foarte bună. Culmea, Moș Pascale, asta ai fi spus că duce o politică falimentară. Servea doar la ore fixe, nu dădea și garnitură la băutură, ba mai mult decât atâta, îi însemna pe aia răi de plată și nu-i mai primea, omul fiind analfabet. Nu știa să noteze cifre și avea un sistem de semne grafice prin care își nota prețurile. Bine, în momentul când jonglezi cu 4-5 produse toată vânzarea, e destul de simplu să ții socoteala și a rămas în folclorul bucureștean multă vreme ca tiparul ăla de negustor vechi, cinstit, care ține la cuvântul dat și care îți garantează întotdeauna faptul că nu-l prinzi cu o caua mică. Adică de fiecare dată marfa era una de foarte bună calitate. Tot un soi de cârciumi, de data asta hibrid între grădina de vară și cârciumă, se constituie pe locul mai vechilor spații virane din București. Zona probabil cea mai celebră pentru asemenea cârciumi este zona din spatele Mitropoliei, pe actuala stradă 11 Iunie, din sectorul 4, cred că este acolo, al capitalei. Sper să nu fie 5, să mă curc. Așa. Zona, strada se numește 11 Iunie de la Revoluția de la 1848, când Gheorghe Bibescu semnează proclamația. Înainte se chema Livada Mitropoliei, pentru că acolo erau pomii Mitropoliei, și mergea spre câmpia de la Filaret. Filaret fiind denumirea lăsată de la faptul că a fost proprietatea mitropolitului Filaret al II-lea de Râmnic, al țării românești, cel care a făcut fântână acolo și mai multe alte dependințe. În zona aia, după ce se scoate la mezat Livada Mitropoliei, se înființează o mare grădină de vară la 7 nuci, care ulterior este parcelată de către noi antreprenori și apar aici, într-adevăr, am mai comis și o confuzie în alte expuneri, la un moment dat se schimbă numele, dar locația e tot aia. Și vorbești de două localuri care funcționează de fapt în același cadru. Cred că este cazul de față. Sunt două cărciuni, bine, de data asta și transformarea numelui este vizibilă. Că din Suzana devine Luzana. Că nu-i greu să te prinzi, că nu s-a gândit cineva foarte mult cum să schimbe numele. E una dintre grădinile de vară răsărite pe locul acestei grădini de la 7 nuci, sub antrepriza unui fârșerot, unui macedo român.
unuia român. Iorgu Steriu se numea omul, într-adevăr. Macedonii românii s-au remarcat dintotdeauna printr-un talent mai aparte în ceea ce privește negoțul și arta asta de a ține un local față de românul neauș, care cumva era mai un spirit mai agricol, era obișnuit să producă și să dea mai departe. Domnul Steriu se remarcă pe de-o parte prin calitatea produselor și prețul lor foarte scăzut, ceea ce îl făcea să fie foarte frecventabil. De altfel există în cartea proaiul plicului cronicar gastronomic pe care îl cunosc bucureștii, ziaristul Constantin Bacalbașa, cel care ne lasă de fapt o serie de 4 volume, Bucureștii de altă dată, descrie perioada Belle Époque, dar ne lasă și una dintre cărțile noastre de bucate cele mai complete, Dictatura gastronomică. Și Bacalbașa amintește că pentru domnii de vază ai Bucureștiului exista întotdeauna o dispută filozofică între a merge la o crâciumă de lux, la un local de lux și a servi salată de creveți străvezie, care mai mult ți-aduce aminte că ți-e foame, și a bea fel de fel de vinuri seci și amărui, sau a schimba portul, a trece la cămașa cu mânecă scurtă. Treabă de etichetă, cămașa cu mânecă scurtă este o cămașă eminamente proletară, că de-aia nu mai ai mâneci ca să nu te pătezi pe ele când lucrezi. Este ceea ce la americani se cheamă blue collar. Când ai de lucrat manual, treceai la un asemenea port ca să nu bați la ochi în grădinile Bucureștiului și te duceai acolo unde te îndopai liniștit cu vreo 2-3 porții de ciorbă de burta burindă, pe care le stingeai cu vreo 2-3 halbe de bere. Pentru asta erau grădinile de vară din zona asta. Domnul Iorgu Steriu știa foarte bine să întrețină atmosfera acolo. Ca să-și răcească mai bine băuturile, înzestrează grădina cu una dintre primele mașini de făcut gheață, vorbind de perioada antebelică și interbelică. Era iar o treabă nemai văzută, ceva aproape de domeniul științificul fantasticului. Pentru bucureștean, cum era și mașina lui de spălat vase și rufărie. Deci omul se asigura că are vase curate, veselă curată și fețe de masă și ștergare curate, având o mașină care realiza tot procedeul ăsta. Și bineînțeles, era conștient de faptul că, bun, omul mănâncă, bea, dar îi mai trebuie și ceva amuzament. Și iarăși revenim la trilogia celebră pentru bucureștean. Muzica îl angajează pe celebrul Fănică Luca, nimeni alt, Fănică Luca, unul dintre mari lăutari ai Bucureștiului de altă dată. Sper să nu-l încurc eu, dar cred că este maestrul lui Gheorghe Zamfir. Adică de nivelul ăsta vorbim. Și omul duce afacerea la asemenea culmi, încât la un moment dat cartea lui de vizită de bun antreprenor recomandă să fie numit viceprimar al capitalei. Este ajutor al primarului în sfat obștesc de la vremea respectivă. Alături de el se mai remarca un local care de data asta își pusese în firmă faptul că produsele sunt ieftine. Mă fac o paranteză. Treaba asta că, odată cu banii ăia puteai să cumperi o masă întreagă și acum nu-ți mai ajunge nici de aperitiv, asta e o treabă recurentă la toate generațiile. Inflația e o treabă care merge în pas cu noi de peste 100 de ani. Cum se văita bucureșteanul deja la fin de siècle, la sfârșitul secolului XIX, că pe vremea aia ilaltă puteai să-ți cumperi atât, se văitau și aia din interbelic vis-a-vis de Belle Époque, într-un clip cu Draga Olteanu și Nicu Constantin, la fel că ți-aduce aminte când cu 5 lei sau cât o fi fost într-o cărciumeară, mâncai și o friptură și beai și o vadră de vin. Restaurantul ăsta, într-adevăr, își pusese în firmă chestia asta de glorie, se chema Leu și Cârnatul. Leu și Cârnatul nu era o alăturare între un leu și un cârnat, ci spunea prețul pentru un cârnat, Cârnatul fiind Cârnatul cel Mare, cu un nume astăzi pe calea dispariție, în meniul domnilor de aici se mai păstrează, este Patricianul. Cârnatul ăla gros, serios, ca să-i spunem așa, și nu Trandafirul, care este cârnăciorul oltenesc, sau Mititelul, care o să vedem este la origine tot un cârnat. Localul ăsta, la fel, a cunoscut o perioadă de succes. Barbu de la Vrancea are, la un moment dat, istoria unui chiul în perioada lui de liceu, tras la Leu și Cârnat, unde au fost recunoscuți de un pedagog și s-au atras cu o chelfăneală zdravână, ceea ce arată că asta era accesibil și elevilor de liceu, tocmai prin consumația foarte ieftină pe care o asigura. Acum, tot din capitolul ăsta de nume hazoase de localuri din astea comune bucureștene, țin să fac o enumerare așa sumar. Am spus care e specificul unui asemenea local, mai mult sau mai puțin, cu mici variațiuni la temă. Dar ca să prindă, oamenii la vremea aceea făceau un soi de marketing vis-a-vis de denumire. Tot pe lângă Belu,
Exista o cărciumă care se numea La Tabia Rusească și care făcea reclamă foarte simplu, mai bine aici ca peste drum. Așa, și cu sumotoul, mai bine să fii mort de bea decât mort de tot. Așa, tot pe acolo, prin zona, mi se pare că pe zona Pieptănar de astăzi, se găsea și cârciuma La Curcani. La Curcani, Curcani a rămas până astăzi un termen peiorativ pentru polițist. Nu era degeaba dată, pentru că era o zonă unde se strângeau cu predilecție jandarmii și alți oameni ai legii, dar care își luaseră și un obicei destul de prost pentru vremea respectivă, ăla de a mânca pe gratis pe spezele proprietarului, care sătul la un moment dat să-i să tot facă consumație fără protocol, îndărăt, a găsit niște gâște moarte pe Maidan, le-a gătit pe alea și le-a servit jandarmilor, care au fost absolut încântați de mâncarea servită. Venind mai înspre centru puțin, așa, pe podul, vechiul pod al Calicilor, ulterior Calea Rahovei, astăzi este o arteră mare parte dispărută din peisajul bucureștean. Podul Calicilor a dispărut cu totul, ar fi trecut, dacă coborând din centru vechi, prin stânga actualului Palat de Justiție și s-ar fi dus după aceea către sud-vestul orașului, oarecumva. Parte din arteră este rebotezată George Georgescu astăzi și abia în zona Palatului Bragadiru își mai păstrează vechiul numere de calea Rahovei. E, în capătul dinspre Piața Unirii s-ar mai fi găsit un local numit și mai plastic La Spânzuratul. La Spânzuratul de ce? Pentru că în zona aia se găsea un arbore de care se mai executau condamnații la moarte. Se pare că acest condamnat, un tâlhar la drumul mare altfel, fiind un timp mai solid de felul lui, a rupt craca în momentul când a fost executat. Dreptul de la vremea aia s-a considerat satisfăcut de îndeplinirea sentinței, indiferent de rezultat, și drept urmare omul a fost liber să își deschidă localul. Mergând... Am vorbit și de trecută despre... Da, de asta am vorbit, corect. Îl corelasem cu numele de hanuri. Da. Astea sunt cârciumi, în schimb. Mergând către zona Oborului de data asta, avea un local care îți spunea câți oameni primește maxim la 10 mese. Unii număraseră faptul că proprietarul veșnic scosese niște 10 de ani de existență numai 10 mese și atunci așa rămăsese numele cafenelei. A avut avantajul să fie lipită de un cuptor de pâine celebru până în perioada interbelică. Aproape că nu exista masă de sărbătoare dacă n-aveai pâine de la cuptorul de la 10 mese, așa, sau tot în zona, cred că pe la Bulevardul Ferdinand, cumva, se găsea și o cârciumă cu nume mai interesant, La Trei Ochi Sub Plapumă. La Trei Ochi Sub Plapumă, pentru că hangiu împreună cu cârciumarul, cu cârciumăreasa, aveau împreună trei ochi. Cârciumăreasa, în tinerețe, o femeie foarte frumoasă, se trezise într-o seară cu bărbatul său călcată de hoți. Bărbatul se fusese bătut și legat, pe ea nu o băgaseră în seamă, iar ea de frică pusese mâna pe un făcăleț, mi se pare, sau pe un vătrai, relatările diferă, ucisese unul dintre hoți, iar celălalt, apărându-se, îi scosese un ochi cu cuțitul și rămăsese la trei ochi. Și de ce sub plapul? Pentru că se pare că viața amoroasă a celor doi proprietari de cârciumă rămăsese înfloritoare și după ce ea fusese chiorâtă de un ochi, ceea ce îi făcea cumva să aibă o faimă în lumea bucureșteană. Mai aveam undeva în apropierea Parcului Libertății, îmi scapă numele lui mic, Naie Sacâz se numea, dar porecla era Sperie Pește. Omul stătea într-o zonă de bălți, în zona Lânăriei, de exemplu, a fost un lac mai îndemult și punea capcane pentru pești. Adică și asigura consumația din vecinătate, pești pe care pe urmă îi băga frumos în saramura acei țări de care vorbeam mai devreme și îi servea foarte frumos clienților. În momentul în care veneau, Urlă în Sus, știu sigur că l-am pomenit. Da. Tachez Banghiu era un alt proprietar de cârciumă din vechiul București și probabil că astfel de denumiri au fost prin zonele mahalalelor nenumărate și multe dintre ele ori n-au avut vreodată firmă și erau numai mentalul popular, drept urmare, cum au venit, așa s-au și dus, iar altele au fost, din păcate, trecute în uitare după ceva curgerea vremii. Însă, la capitolul de local cu pretenții modeste, cel puțin ceea ce privește locația, avem un campion aproape incontestabil prin faima pe care și-a asigurat-o în mediul bucureștean, din mai multe considerente. Restaurantul s-a numit oficial La Trei Frunze de Viță, asta figura firma lui, dar a rămas popular mult mai cunoscut fie sub denumirea La Iordache Ionescu, fie sub denumirea, care n-a fost niciodată oficială, de la o idee. Am vorbit despre el într-unul din centru vechi, se găsea pe strada Covaci, la numărul 35.
este locul unde majoritatea, în măsura în care poți să demonstreze așa ceva, spun că s-au inventat mititeii. Și probabil prin asta rămâne cel mai celebru până astăzi. La Iordache în Covaci, bei mă rog până te faci. Și după ce te-ai făcut, o iei de la început. E un local care a rămas celebru asta, odată prin calitatea serviciilor oferite. Deci lăsând la o parte că era definiția perfectă de cârciumă, cu un grătar pus la punct în mod incontestabil, servești ceva mâncare gătită, de data asta avea o ofertă mai diversificată, care are restaurant mai de centru, deși Bacalbașa îl descrie ca pe o căsuță mică și jos unde erai nevoie să te apleci când intrai poți și să nu dai cu capul de prag. Deci nici locul în sine nu era mare, este exact ăsta genul de local care devine mare prin faima sa și prin clienții pe care îi atrage în felul acesta. A atras oameni politici, scriitori, Eminescu e știut că a trecut pe acolo, Caragiale la fel și mai mulți alții. Din lumea politică, Cneazul Dimitrie Moruții, Beizadea Mitică Ghica și alții. Dar pe lângă calitatea asta serviciului, avea și un depozit excelent de vinuri. Centrul vechi, noi puțin de zonă unde avem pivnițe și avem pivnițe în regulă, pentru că este cumva pe un mal al Dâmboviței, un loc care urcă. Mai avea pe lângă asta și unul dintre primele servicii de relații publice, să spunem, și a atras prietenia, oferindu-i în mare parte consumație gratuită, a uneia dintre cele mai interesante personaje pe care l-a avut București în secolul XIX. Numele lui a fost Nae Orășanu, dar i-a rămas porecla de Nichi Percea. Pentru că Nichi Percea este un termen românesc pentru satana. Așa, pentru că omul a condus mai multe reviste satirice, pentru că legislația în perioada aia nu permitea să faci atacuri la stat, erau desființate și se reînființau periodic sub alt nume, Sarsailă, Nichi Percea și fel de fel de alte nume, și ăsta i-a rămas cumva unul dintre multe nume, dar fiindcă oricum semna cu pseudonim de multe ori, inclusiv ca văduva a semnat într-o perioadă, domnul ăsta era unul de mari umoriști ai Bucureștiului din vremea aceea. Culmea, rolul pe care îl cumula cu aia de chestor de poliție pentru sectorul roșu, pentru cel mai important sector al capitalei. Deci ăsta interoga pe cei captivi, dar toată lumea îl reținuse ca amic al poporului. Deși era agent și știut de toată lumea, fiind salutat cu să trăiți domn comisar de către oamenii de la Văcărești, de la penitenciar. Într-adevăr, fiind un om de cafenea, un stâlp de cafenea, cum s-ar mai spune în limbajul popular, și foarte mare chefliu, trecea mult mai ușor drept un om al poporului și patronul din Covaci, a rămas Iordache Ionescu. Sunt de fapt trei generații, se trece de la unchi la nepot, de două ori. Sunt niște oameni originari din Bărăgan, exact precum domnul Marinescu, un self-made man, care deschide local, transmite moștenirea asta a nepotului și care se stabilesc pe piața Neaușă prin calitatea serviciilor și prin talentul de a-l vedea beneficiile prieteniei cu un asemenea om, pe care îl invită să aibă masă permanentă în local. Masa numărul 5 era masa zisă a ziariștilor, de fapt era masa lui Nae Orășanu, care în felul ăsta își permitea să facă atmosferă permanent și să observe mișcările din societatea bucureșteană. Și în felul acesta devine o imagine consacrată, faptul că omul e prezent acolo aproape permanent. El este cel care dă denumirea de la o idee localului, la o idee fiind de fapt la o țuică. Ideea era, e un nume inventat de Orășanu pentru țuică, la fel cum apa este o naturală, gheața este cremă de Siberia, scobitoarea este baionetă în viziunea lui și vinul cu borviz rece este o baterie. Acum, mică paranteză, e o treabă, asta este deja consacrată la modul universal. Vinul rece, în mod normal, se servește frapat, deci la gheață, în timp ce vinul roșu se servește șambrat, adică la temperatura camerei. Acum, că temperatura camerei este de 30 de grade, este preferabil să fie un pic mai rece vinul. Dar la o temperatură de 12, 14, 16 grade se servește de obicei. Deci, automat, când vorbim de o baterie, vorbim de regulă de vin alb, deși pentru mulți pasionați între ale oenologiei, e un sacrilegiu să combin vinul cu apă, indiferent de care ar fi el. Dar asta mergea în epocă. Și cum spuneam aici, tradiția bucureșteană insistă, deși unii îl trimit la Leu și Cârnatu sau la alte localuri, mulți dintre bucureștini consideră că de fapt aici s-au inventat mititeii,
prin celebra legendă, potrivit cărea Nea Iordache, într-o seară, având consumație mare, clientelă multă și rămânând fără mațe, care se umple hârnații mici, că de aici amititei, spre deosebire de patricieni, la repezeală amestecă carne de oaie cu carne de porc. Și pune direct pe gratar. Și pune direct pe grătar. Și o să lăsi grătaragiu bun, a știut să-i facă din prima rumeniți la exterior și zemoși la interior. Și în felul ăsta s-a consacrat rețeta care ulterior a căpătat, asta e o treabă pur românească, bicarbonatul ăla de sodiu, al cărui fan eu nu sunt personal, dar e clar că el n-apare în primele rețete, ci este introdus ulterior în cărțile de bucate. De acolo se propagă legenda mititeilor și astea sunt cu siguranță preparatul românesc care a făcut legendă. De altfel, Iordache Ionescu s-a îngrijit la o expoziție internațională la Paris să aibă stand cu vânzare de mititei, ceea ce a făcut deliciu francezilor, indiferent cât de rafinați au fost ei între ale gastronomiei, și mai ales când a fost dublat și de taraful lui Cristache Ciolac, care a zis melodii neauși românești, de a făcut într-adevăr legendă la fața locului. Tot legat de mititei este și ilustrată perioada de tranziție în gastronomia românească, când la anumite localuri unde se găseau de toate, tocmai de-aia e bine să ai un pic de departajare, se întâmplau și situații în care clienții muiau mititei în șampanie franțuzească și mâncau, pentru că așa li se părea lor că dă mai bine, să spunem, la consumație. Tot așa, din zona cărciumilor cu grătar, dar mai pricopsite de data asta, avem una al cărei nume s-a păstrat pentru că s-a păstrat locația. Este Buturuga din Cismigiu. Foarte puțină lume și mai știe lucrul ăsta astăzi, că buturuga aia nu e pur și simplu un element de decor. Bine, gândești tu și astăzi de ceva cu desfacere, dar mult mai modest față de ce ar fi fost altcândva. Aparținând familiei Țăranu, tatăl lui Țăranu, unul dintre pionierii gimnasticii românești. Îmi scapă numele mic și nu vreau să fac confuzii. Acolo s-a deschis o cărciumă similară, cu grătar și cu depozit de băutură. Bun, pentru gusturi mai burgheze, puțin să spunem. Acolo, de regulă, era locul de întâlnire al slugilor. Fie că erau ordonanțe, fie că erau fete în casă, croitorese, persoane care oferau servicii clasei avute și care cumva găseau acolo, datorită prețurilor foarte accesibile, ocazia de a reproduce cumva ceea ce vedeau la stăpânii lor în casă sau în momentul când mergeau la local și permiteau și ei să fie generoși cu o halbă de bere sau cu un mic grătar, își permiteau să mănânce pe săturate și să asculte și ei un așa zis taraf, de fapt era o femeie de etnie romă care cânta cântece mai deșuchiate și care îi făcea să se exprime care de care mai trivial, până când venea momentul să dea bani, când se făceau toți, deveneau astronomi. Începeau să se uite pe cer. Și Buturuga a avut o tradiție îndelungată și a beneficiat și de una dintre primele campanii de presă, de publicitate, pentru că asociat la ea era Ranetti, cel care a avut foaia satirică Furnica. Și aici s-a făcut publicitate și s-au deschis și două standuri. Într-una, niște caricaturiști celebri ai epocii vindeau de astfel de desene, erau poetesă, Alice Călugăru mi se pare că se chema, vindea volume cu autograf, în timp ce dincolo Grigore Brezeanu, fiul lui Iancu Brezeanu, ia ținea debit de tutun. Revenind la un alt viciu al bucureștenilor, tutunul, de altfel s-au prins statele în mai multe locuri, a devenit monopol de stat. În România, încă din perioada regalității, magazinele se numeau debite de tutun, fiindcă doar acolo aveai autorizație să comercializezi tutunul, pentru că era accizat de stat. La fel cum se întâmplă azi, de exemplu, cu băuturile alcoolice. Și cu tutunul Gautinu până în prezent. Și acolo vindea domnul Brezeanu, ceea ce a dat o publicitate foarte bună localului ăsta din Cismigiu, dacă asta era pentru coate goale, cum mi s-ar spune astăzi. În schimb, tot în Cismigiu se găseau unele de localurile de lux ale Bucureștiului și asta se păstrează, sau cel puțin numele îi se păstrează până astăzi, și locația. Clădirea se pare că s-a schimbat de vreo 3 ori și tradiția spune că prima ar fi fost făcută de Ion Ming, dar a fost distrusă după primul război mondial. Este vorba de celebra terasă local Monte Carlo, din centrul Cismigiului, cea de pe lac. Da, care a fost multă vreme locul de predilecție de întâlnire al îndrăgostiților și un loc cu o consumație bună, în adevăratul sens al cuvântului. Acum, din fericire, dacă acea clădire a lui Mincu s-a pierdut, condițiile restaurantului îmi sunt necunoscute astăzi, eu sunt dintre romanticii care au preferat să stea acasă, nu să se plimbe în Cismigiu. În schimb, avem până astăzi în București
un restaurant care de data asta și-a pierdut numele, dar păstrează clădirea originală gândită de Mincu. Mincu a gândit această clădire pentru pavilionul expoziției românești de la Paris, dar costurile au fost prea ridicate, n-au putut să o facă la expoziție, dar după aia Petre P. Carp, care era ministrul domeniilor, a acordat fonduri ca să se construiască în București la șosea. Și este vorba de ceea ce în epocă era cunoscut drept bufetul de la șosea, astăzi îl știm sub numele de Casa Doina. Și a fost până în prezent, deci poate sta aproape alături de Capșa, și întrezni eu să forțez o comparație, printre restaurantele cele mai calitative pe care le-au cunoscut București. Și, bun, nu a fost singurul local de elită bucureștean. Cum am spus, perioada aceea cunoscută sub denumirea de Belle Époque și perioada interbelică a cunoscut niște restaurante de elită în București, cam pornind așa pe o axă geografică, cum între Capșa și Casa Doina, bufetul de la șosea. Am cam dat limitele localurilor de elită bucureștene. Un alt local astăzi, din păcate, este dispărut. El a fost celebru și în interbelic și în perioada comunistă. Inițial se numea la Cina Franțuzească, după care a devenit simplu Cina. Este localul dintre Biblioteca Centrală Universitară și Ateneul Român, situat pe partea dreaptă, cum urcăm pe Calea Victoriei. În prezent, sper că este în curs de renovare și că va redeveni ceva, dar avea printre cei mai buni bucătari din epoca respectivă. Am menționat deja de Hotel Hug și de celebrul lui bucătar și bineînțeles că mai existau și niște localuri cumva, să spunem, specializate. Localuri mici, restrânse pentru o clientelă anume. Și aici e un alt nume interesant care a intrat pe piața românească, termenul de bodegă. În prezent, când spui bodegă, te gândești la o speluncă, la o cârciumă ieftină. Ceva mai mult decât cârciumă, mai puțin decât cârciumă. Da, bodegă inițial este un nume de companie portugheză care a inaugurat un tip de local asemănător cumva băcăniei, deși cu vânzare acasă, dar și cu consumație înăuntru. Probabil cea mai celebră bodegă pe care au cunoscut-o București în perioada de până la al doilea război mondial a fost bodega Tripkovici. A fost preluată de un capitan dalmat de cursă lungă, Anton Tripkovici, fiind inițial fondată de un italian. În cazul ăsta se remarca printr-un, într-adevăr, depozit excelent de vinuri, iarăși. Servea în general feluri mai ușoare, dar nu se limita la minuturi, adică avea ham and eggs, dar avea și picioare de broască sau broaște de pane. Puteai să găsești și un risotto, numit foarte inițial Busy Busy. Cât și paste italienești, dădea brânză, brânzeturi nobile cu vânzare, Reblochon, de exemplu, care era favorita lui Pepe Carp, sau celebră până astăzi Gorgonzola, pe care o căuta Alexandru Marghiloman. Și pe lângă asta avea bar în interiorul locației, deci barul inițial nu este localul, ci este pur și simplu ansamblu de mese, să zicem, unde se dau exclusiv băuturi. Și la bar avea un barman care o treabă inedită pentru perioada aia din interbelic, în mare parte. Deja ieșim din Belle Époque și mergem pe Les Années Folles, anii nebuni. Știa să facă vreo 30 sau 40 de cocktailuri, ceea ce era o treabă remarcabilă. Servea salată de fructe cu maraschino. Aveau pentru doamne lichioruri de pere, sau piersici, de piersici și de banane, ceea ce iarăși era o treabă foarte rar întâlnită în București de atunci, ba mai mult, aveau, știau să vândă și povești. Este ceea ce face până în prezent doamna Chiara Calița la Locanta Jariștea. Ea, în primul rând, aici nu comentez cu nimic calitatea, dar în primul rând, vinde poveste. Cu serată literară, cu un mobilier de un anumit fason, cum avem și pe aici, cu muzică din perioada veche, știe să îmbine toate lucrurile astea, să creeze o atmosferă, pentru că altfel, dacă ar fi vorba numai să mâncăm și să bem, am stat liniștiți acasă. Ieșim în oraș pentru ceva ce ține de ambient. Și oamenii ăștia, de exemplu, aveau o poveste a lor forță printr-un soi de digestiv italian, cu nume al cărui nume îmi scapă în prezent. E probabil un soi de bitter sau de Nero Amaro, de Amaro, pardon, pe care aparent îl făceau numai niște călugări capucini la o singură mănăstire din Italia și care reușise să fie obținut de către patron să îi se livreze. O fi fost adevărat, nu o fi fost adevărat, nimeni nu, eu nu pot ști în momentul de față, dar cert e că livrau o poveste foarte bună și mai existau astfel de localuri specializate. Asta este în zona Câmpineanu. Tot pe Câmpineanu se găsea o berărie numită Helvetica,
care își cam contrazicea numele de berărie, fiindcă livra și vinuri. Și avea totodată o bucătărie foarte bună, bucătărie care avea o altă particularitate, că primea comenzi cu preparatul clientului. Treabă pe care... aduceai ingredientul de acasă? Presupunem că aș vrea să mănânc crap. Și mă duc eu la piața de pește și mi-aleg eu crapul și mă duc cu el la local și cer să mi-l facă plachie. Și localul nu mă refuză și îmi ia prețul pentru servicii, să spunem. Bine, poate să-și oprească și localul parte din produsul pe care l-am livrat eu sau mai știu eu cum. Și asta este o formă de industria ospitalității care, din păcate, astăzi e mare parte pierdută, să facă subzistă mai mult clandestin. Bine, presupun că să iei și un cadru legal mai complicat, dar nu o să întâlnești nicăieri în meniul unui local, lucrăm cu materialul clientului. Dar lucrul ăsta se permitea acolo și sunt mai multe relatări din epoca care arată faptul că se puteau face astfel de aranjamente. Ceea ce, dacă stai să te gândești pentru gustul omului care vrea să mănânce ceva anume așa, este minunat. Da, ia, da, așa este. Tot în zona aia, Câmpineanu-Cors cu Calea Victoriei, mai funcționează niște localuri care nu se recomandă atât de mult prin serviciile lor, cât prin faima proprietarilor. Probabil cel mai cunoscut este berăria Gambrinus. Astăzi este relocată, s-a menținut numele, dar acum se găsește pe Bulevardul Elisabeta, în apropierea Parcului Cismigiu, la intersecția cu Brezoianu. Ea se găsea, de fapt, pe strada Câmpineanu și a făcut carieră, denumirea, să spune, pentru că proprietarul era nimeni Ancu decât Conu Iancu Caragiale, care face și literatură, dar nu prea face parale. Pentru că n-a fost un afacerist foarte inspirat, deși, pentru că avea casier un poet de mâna a doua, spunea că acolo este literatură non-stop. Însă n-a mers foarte bine întrepriza asta. Ulterior, un asociat de-a lui s-a dus la Buturugă și a deschis, la Monte Carlo, pardon, și a deschis restaurantul de acolo, domnul Mihalache, dacă nu mă înșel, se numea. Caragiale, trecând, în schimb, prin mai multe locuri, a avut și o berărie care mai muțărea denumirea principalii distincții de ordin cultural, medalia Bene Merenti, instaurată de Carol I, cu bere Bibenti, în zona centrului vechi, având una pe Șelar și alta pe Gabroveni. A dat faliment și asta a fost unul dintre motivele principale care au determinat exilul lui autoimpus la Berlin spre finalul vieții. Dar cu siguranță a reușit, prin faima care îi preceda numele, să asigure celebritatea unor localul bucureștene, care altfel Dumnezeu știe dacă or fi fost bune sau ba. Tot în zona aia, unde acum se găsește blocul Adriatic, acel dincolo de strada Câmpineanu, față de Nov Hotel, se mai găsea o cafenea literară, pe lângă Capșa și Odetelișanu, și ea și-a făcut faima. Cafenea inițial cunoscută sub denumirea de Fialkovski, pentru că a fost opera unui polonez venit la București, unul dintre primii care fac tranziția de la cafenea orientală la cafenea occidentală, și oferă cafenea cu mese, cu scaune, cu fel de varietăți de cafea însoțite de patiserie și cu cofetărie. Se pare că atât de bun era cofetarul de la Fialkovski, încât la un moment dat amicii unui profesor de matematică, al cărui nume îmi scapă, dar un personaj foarte original și cu un vocabular pe măsură, se vedeau să joace cărți. Și jucând cărți, tot timpul i-a întrebat Alecu Borănescu, se numea, era profesor de matematici la Sfântul Sava. Coan Alecule, pe ce jucăm? Și el spunea în glumă, jucăm pe un rahat. Un rahat turcesc? Nu. El se referea la termenul inițial de rahat. Oricum vine de arabescul raha, care înseamnă gunoi. Foarte interesant, oricât de fantezist ar fi etimologia, pentru că în turcește rahatul se cheamă locum. Pentru că se referă la rășina, pudra din arborile respectiv, care încheagă preparatul. Cum a ajuns la noi să aibă chiar denumirea de rahat, care fie pe românește, fie pe arabește, înseamnă gunoi, cred că are de-a face cu simpatia noastră de sute de ani față de turci. Dar omul se referea la forma inițială a rahatului. Și azi așa, mâine așa, până când prietenii chefii și glumeți l-au convins pe cofetarul stabilimentului să facă o prăjitură în forma rahatului. Și în momentul în care Conu Boronescu a spus încă o dată că jucăm pe un rahat, s-a trezit cineva din grup să spună, da, Coane, dacă pierzi, îl mănânci? Da, mă-l mănânc. Și atunci a apărut cofetarul cu prăjitura respectivă, pe care Conu Alecu a aruncat-o în ei, fiind ferm convins că era chiar produsul original, nu o prăjitură care imita foarte reușit
toată treaba aia bună. Jocuri cu prăjituri s-au mai petrecut și la Capșa, când Păstorel Teodorean, nu mai știu pe care, alt poet l-a gratulat tot așa cu o amandină în față. Se mai întâmplau lucruri dintre astea, dar am pomenit în schimb de jucatul de cărți. Și asta ține de o altă parte a distracțiilor bucureștene. Ce puteai să faci într-un local bucureștean? În funcție de cât ștaif avea localul, puteai, evident, să joci cărți. Asta se putea întâmpla cam la orice local, că trebuie o masă și un pachet de cărți de joc. Lucrul ăsta se întâmpla din vremea fanarioților. Cei cu vază aveau saloane speciale unde se puteau juca cărți. Pe mize bănuiesc cu siguranță. Ajungând până la moșii. La un moment dat, conul Iancu Tetelișanu este o treabă demonstrată că moșia lui de la Măgurele avea la intrare sau pe frontispiciu palatului sculptat un as de pică, pentru că o câștigase în casa lui din Calea Victoriei la o noapte de pomină la cărți. Așa, în timp ce proprietarul cazinoului de la Bazia, și sper să nu spun prostii, orașul la care a răsărit ca un Las Vegas al vestului țării, în momentul când a început să crească traficul pe Dunăre, și-a pierdut cazinoul și nevasta într-o noapte la cărți, s-a sinucis după aia. Asta cu nevasta e greu de înțeles. Era un cod al onoarei, că mă gândesc că n-aveai cum legal să... S-o iei. Dar da. Dar cert e că se ajunsese la mize dintre acestea, bun, puteai să fii ca precum cu Alecu Boronescu să joci cu un rahat. Și atunci era mai simplu, dacă nu trebuia să-l mănânci după. Așa? Dar n-au fost singurile distracții. Bucureștenii s-au împrietenit foarte repede cu tipul ăsta de distracție apusă al biliardului. Și primul biliard bucureștean apare, culmea, tot în perioada fanadioților, este un anume Hoverstrome, cred că îl cheamă, care la 1801 aduce prima masă de biliard într-un local bucureștean. Iar sportul ăsta a continuat multă vreme. Un loc unde se putea juca biliard era o altă grădină de vară, dar o grădină centrală a Bucureștiului, grădina despre care am zis că, nu, n-am zis de ea, am zis de local, Sala Momolo. Cum merge astăzi strada Ergar Chine către universitate, în partea dinspre Calea Victoriei era Sala Momolo, sala de teatru, dar mai încolo, tot pe zona unde trece strada acum, se găsea o grădină de vară deschisă de un ceh. Pe om săracul îl chema Hârcica, fiindcă românii la vremea aia, și mulți și astăzi, nu prea puteau să pronunțe treaba asta, i s-a spus Rașca grădinii lui. Era o grădină unde se găseau biliarduri, biliarde, cred că se face pluralul, se consuma bere, exista mâncare bună, ambientul era foarte plăcut din punct de vedere muzical. Muzica de orchestră era asigurată de Ludovic Vist, cel care cânta și în salonul lui Iancu Tetelișanu, între cei mai buni dirijori pe care am avut noi în secolul XIX, rămas la București, fiindcă avea o droaie de copii, avea 18 copii. Și cumva nevoile materiale trăgeau din greu asupra omului, cu o firmă cu doi palmieri multicolori care străluceau în lumină și care atrăgea la fel, și bineînțeles cu o altă formă de atracție, să spunem, universală, niște domnișoare foarte drăguțe, dar de o conduită morală mai îndoielnică, să spunem. Chiar Bacalbașa spune chestia asta, că dacă în privința domnilor ținuta morală era ireproșabilă, nu acest lucru putea fi spus despre ținuta morală a domnișoarei, și la ținută în sine stăteau bine. Asta era un alt tip de local bucureștean care cumva cumula toate aceste atribute. Ce rol aveau domnișoarele astea în această grădină, a distra efectiv clientul? Bineînțeles, nu înțelegem că erau cliente false. Deși avem un precedent și la capitolul ăsta, în locul unde se găsește actualul pasaj Victoria, se găsea în perioada secolului XIX până spre 1870-80, așa, Sala Bossel. Am vorbit de ea când am făcut turul. Un tapițer sas, Friedrich Bossel, a intuit noua formă de socializare la români, care era Tinder pe vremea aia, și a deschis o sală de bal unde se aduna lumea mai bună și mai puțin bună. Era oricum între zonele mai elitiste ale Bucureștiului, că altfel la capitolul celălalt erau săli de bal unde săracele fete aveau un soi de hârdău de piatră unde se spălau pe picioare înainte să intre, că veneau prin noroiul mahalalelor. Erau căsătoresele și cele de slujnicele, cele de condiție modestă. E, în schimb, la Bossel, pentru că mergeau cei mai cu dare de mână, este una dintre primele amintiri de cronicar bucureștenului Bacalbașa, care ca tânăr june, și știm fiecare dintre bărbați cel puțin, presupun că și la fete e același lucru, dar eu vorbesc în cunoștința mea de cauză,
Când ești la vârsta aia dificilă, 17, 18, 19 ani de june prim și abia înveți cum, ce se mănâncă sau abia învățai, că presupun că acum e mai precoce lumea, cum se fac cuceririle feminine, te ajuta foarte mult faptul că acolo îți dau baluri mascate, de urmare nu vedeai direct cu cine discuți și puteai totuși să intri în vorbă mai ușor cu o domnișoară și o manieră de a intra în vorbă, ce se întâmplă până astăzi în anumite localuri, era să-i cumperi ceva. Era vorba de cornete cu bomboane, deci cornetele alea pe care astăzi le vede cu semințe, le cumpărai de la chelner și le oferai unei domnișoare care părea că îți face o dulci, cât să putea vedea prin mască. Ca după aia să constate, de acceptat, dar după aia să constate că domnișoara îi dădea înapoi chelnerului cornetul de bomboane și primea jumătate din prețul cornetului, asta fiind ceea ce până astăzi sunt clientele false. Domnișoarele de la grădina Rașca nu erau angajate ale localului, ci își făceau veacul pe acolo, știind că pe acolo vine lume bună și între lumea aia bună se găseau și domni doritori de distracție și cu dare de mână, iarăși o treabă care e universală, nu doar de partea feminină, și aici nu încerc să fiu echidistant, și a fost o treabă uzitată de ambele sexe de-a lungul timpului. Existau, bineînțeles, nu degeaba s-a cântat că o fi fost ea personaj real sau ba celebra romanță cu Zaraza în perioada interbelică. Cristian Vasile n-a nemurit-o degeaba pe Zaraza. Și mai exista, într-adevăr, exista o practică, de exemplu, la anumite formații lăutărești să mai vină și cu dansatoare, care puteau să atragă foarte repede atenția. Ni se spune, într-adevăr, că mai multe actrițe întrețineau de asemenea o clientelă de oameni cu dare de mână, care le permiteau accesul și la localurile exclusiviste ale Bucureștiului din perioada respectivă. Cert e că în perioada, până în perioada interbelică, prostituția era legală, ceea ce asigura o oarecare paradoxal stare de normalitate. Existau carnete pentru prostituate, adică existau abonamente la bordel, că tot, e tot o distracție până la urmă, putem să vorbim și de asta. Eu trec de spectrul religios aici, de e bine sau nu e bine, e mai recomandabil o relație sănătoasă din punct de vedere psihic și afectiv, dar dacă se ajunge la ceea ce e considerat ușor peorativ cea mai veche meserie din lume, e mai recomandabilă forma de stat, pentru că prin carnetele astea, domnișoarele respective aveau o evidență a clienților care ajungea și la circa de poliție în cazul exercitării unor violențe asupra domnișoarelor și totodată îi se făcea controlul medical lunar și, drept urmare, dacă se descoperea ceva, se știa să trateze nu numai domnișoara, ci și domnii care erau clienții ei fideli. Și, drept urmare, se asigura anumită siguranță și stabilitate socială. E drept că moravurile vechi ale epocii, la fel cum boierii, la un moment dat aveau relații cu femei de etnie romă care încă le erau sclave și aveau copii cu ele, dar copiii ăia erau considerați drept animale la vremea respectivă, la fel în moravurile de până în perioada interbelică, a merge la bordel era o treabă considerată absolut normală, ba era chiar ciclu de inițiere pentru foarte mulți adolescenți. Așa, dintre cei care sunt cunoscuți până astăzi, Ernest Maftei are o povestire foarte interesantă, actorul, vis-a-vis de cum a fost inițiat el în tainele amorului, tot așa fiind dus, mi se pare că de colegi de facultate. Există practica fie chiar propriu tată sau un unchi sau ceva colegi mai mărișor să te inițieze în treaba asta și de regulă mergea cumva într-o succesiune din asta de o seară să mergi la un local, după aia să mai bei până altă parte și în cele din urmă să o sfârșești sau nu numai să o sfârșești la unul dintre bordelurile celebre ale Bucureștiului, cum a fost cel mai cunoscut, este cel de la Crucea de Piatră, după care s-a făcut și film. Așa, existau multe sau existau cum există până astăzi și doamne care lucrau independent. Bineînțeles, există avantaje și dezavantaje de ambele părți. Când lucrezi într-un colectiv în domeniul ăsta, ai concurență, dar ai mai multă siguranță. Când lucrezi individual, ai propria ta clientelă. Așa, dar de multe ori se întâmpla ca după consumarea actului în sine să se revină frumos în mediul de noapte al Bucureștiului, pe care îl frecventau personaje până la Carol al II-lea. Carol al II-lea a fost un obișnuit al serilor bucureștene de altă dată. Ne mai rămân de vorbit lucruri vis-a-vis de cum au evoluat distracțiile în București. Se spune că ne mai rămâne un soi de epilog și un epilog destul de trist, perioada de după al doilea război mondial cu instaurarea comunismului și cu o restrângere drastică
a distracțiilor pentru bucureșteni, cât și câteva treburi care țin de exotic. Ori vom mai face o discuție mai restrânsă altădată, ori dacă ne tragem puțin sufletul, o să o continuăm la finalul discuției de azi.